probabil că n-am fost mai deșteaptă. A trebuit să îmi folosesc eu. Cum mă simt eu în preajma ta? Îmi bat inima tare când te văd, că mă pupăcesc, mă iau fior. Când trăgeai de Ramona, erai bine. Ce n-a fost atât? De ce, vrei să trag și de tine? Nu, nu există, niciodată nu se trage de mine, pentru că mai mult de un salut nu există. Bună dimineața, bine, băieți! Cum sunteți? Birica mea, ce faci? Bine. Condoleanțe-o pe tine, iubi. De ce sunteți? Condoleanțe, Gabi. Condoleanțe, da. Condoleanțe, Gabi. În bordoliu. Mulțumesc, mulțumesc. Ce ai pățit? Ce sunt? Nu știu nimic. I-a murit bunica, din păcate. Oh. Condoleanțe, chiar nu pare rău. Bună dimineața, fetelor. Bună dimineața, Renatos. Trebuia să schimbi cineva vibe-ul. Iubirea mea, ce faci? Mai aud o dată în competiție să fac ceva de genul, eu mă despart de el, îți dau inelul în mână și te-am pupa, pa, pa. Eu sunt foarte capabilă păi să nu înțelegi. Ești. Tu nu ești capabilă să înțelegi. Nu ești. Vrei să te cerți cu mine? Vrei? Că mai am o săptămână în spate în care ai vorbit despre mine, aiurea. Ramona, te rog să te limitezi cu glumele, că n-am cap, n-am creier și n-am inimă. Ori o vrei, ori nu vrei, ori o iei, ori nu o iei. Din gala am fost destul de explicit. Gabriela, iubita afară. Dar dacă aveam iubit afară, oare credeți că mă mai lăsam să mă mai filmeze sau să... Gabi, eu știi, lasă-mă gândesc. Poate de-aia te joci cu amândouă ca să nu fie prea obvious că ești doar pe una. Păi e vorba de mine și de relația mea. Când eu îmi discut relația, nu e nimeni interesată și în gala am fost oprit că e plictisitor. Dacă eu sunt plictisitor și ce am eu de spus, aleg să nu mai vorbesc până am să plec acasă. Înțelegeți? Nu mergeți pe același drum? Nu aveți același orizont? Ceva de gen. Dacă nu se mai poate, fiecare pe drumul lui. Vorbim de despărțire? Da, bineînțeles. Putem să ieși când am 20 de ani. O trecut supărarea, mă, de la Berna la Ramona, mă. Da, mă, să știți că... Bravo. Am un păcat, da. Chiar a trecut. Bravo. Păi, dar nu așa trebuie. Se zice repaurpa. Ce rezolvăm dacă sunt supărate și certate? Exact. Da. Nu adevărat e că sunt fetitele porpa, da? Nu? Cum? Mai trebuia una... Una puțin mai satenă, așa. Cu părul roz. Ah, fetițele porpa.
Veveriță? Atunci. Veveriță! S-a făcut Ramona filtrul cu veveriță. Da, mă, dar chiar! Și eu da, cu Haider. Acum mi-am dat și eu seama că veverița ai venit la altundeva. Ai văzut? Am da. Văzut, am văzut. Și eu cu Tiger. Tigur. Și Renat, mă, Tiger. Tigru. Dar vreau să vă să joacă veverița cu tigru azi. Da, am văzut că Ramona a făcut cu veveriță și o să fac de azi col cu bufniță. De ce, mă? De ce bufniță? Că bufnița ta e veveriță. Noapte nu dormim și pentru asta... Dar știi bancul cu bufnița. Piru, e supărată? Da. Și ce-i cu ea? Da, tot am văzut. Că am văzut că n-ai dansat, nu erai în apele tale. Am o stare mai nașpă. Am înțeles. Tratament la față ți-au făcut, Livian? Nu. Nu ți-ai făcut tratament la față? Nu, au zis că sunt foarte frumos și dacă mai faci și tratamentul ăla... Wow! Te face perfect corona? Oh, dacă... Nu, au zis, bă, dacă ai fi România, dar ești în Turcia, ce vrei? Păi știi cum a fost faza, bă, nu mai pun mască pe față, că dacă iau masca, se ia frumusețe, așa, așa, nu mai pun, lasă așa, că el e frumos așa, știi? Și mai bine nu mai pun masca. Nu, astăzi nu prea străluceți. Dacă îți făceai mască ieri, sigur străluceți. Dacă te duceai și la solare, ai și... Dar de ce zici așa de Gabi? Când erai cu el, nu strălucea? Nu am zis de Gabi, vorbeam de tine, Livian. Da, încerc să schimbi subiectul, Livian. Dar tu când erai cu Bianca? Vrei să schimbi subiectul, Livian. Încerci să le schimbi, să le dai cu... Unde? Unde am fost eu? Nu, voi erați. Voi erați, eu nu eram. Păi și tu? Eu am venit singur. Livian, după aia? Livian, voi ați plecat împreună, eu am rămas tăsând. Nu, stai să zic eu. Eu de când am intrat în Casa Puterea Dragostei, eu nu mai țin minte ce fac de pe zi pe alta. Eu nu știu ce s-a întâmplat, nu? Chiar nu mai mi-aduc aminte. Mai țin minte, las că știe Gabi. Nici Gabi, îți garantez eu că cine intră în casa asta, uită foarte repede. Dar stai un pic, Gabi, ce vorbești acolo? Păi de ce zici de mine și nu zici de Livian? Dar ce vorbești acolo? Păi tu ai vorbit, dragă, nu eu. Nu, nu, n-am vorbit. Prima dată a vorbit Livian. De ce ai zis tu că eram cu Livian? Păi l-a spus că am fost cu Diana. Păi ce am când zis eu? cum ai zis cine tu? Când o zis, mă? Când am zis? Acum. Nici l-am auzit. Așa am auzit. Dar Gabi, când s-a... Eu am zis, că am fost să mă tot... Ieri am murit. Păi nu, ai spus că era Diana acolo. Și dacă era ce? Era, a zis că era Diana cu Gabi. Și nu, eu am zis că i-a auzit, că și eu am fost. Da. Păi când trăgeai de Ramona, erai bine, nu? Poftim? Când trăgeai de Ramona, erai bine. Și n-a fost atent. De ce? Vrei să trag și de tine? Nu, nu există. Niciodată nu se trage de mine, pentru că noi mai unde un salut nu există. A, nici pe Dana, rar. Cu ce am tras eu de Ramona? Ai tras de Ramona, ai tras. Când ai văzut-o pe Diana? Nu știu nimic. Dar de ce? Stai, eu nu înțeleg. Da, unde s-o tras? Gabi, dar tu ești liber să faci ce vrei, ești liber voi. Fetele insistă că erai pe Diana. Dar ce sunt eu pentru Gabi? Eu nu sunt geloasă. Soare, sunt mama lui. Doamne, ferească Dumnezeu, că ești liber, Gabi, să faci ce vrei. Nu, Gabi, a trebuit să-mi dea un cadou. Și eu l-am luat. Păi nu, și așa e ce am ăsta... Ligi. A, poate unde ne-am jucat noi doi puțin, de ne-a filmat și Ligi. Ne-a filmat și Ligi, stai liniștit. Nu ne-a filmat, stai liniștit. De ce, Ramona, de ce ai zis chestia asta? Te speria că nu o să te aduc. Dar nu-mi pasă, Ligi, poți să aduci orice, că mie nu-mi pasă. Eu nu mă feresc, că n-am feresc. Sunt singură, fac ce vreau. Da, corect. Dar n-a filmat Ligi. Mai ușor cu ești singură. Dar nu contează. Dar nu s-a filmat, a făcut la mișto. Da. Of, Doamne, așa... am îmbătrânit. Ce s-a întâmplat? Te simți rău? Nu. Dar? Nu știu ce, că am întrebat. N-am chef de nimic. N-are chef de nimic. Vrei să vin să vorbim? Nu. O să vin. Bine. Dar ia, lămurești, bă, Gabi, că deja m-ai enervat. Ei, ce să te lămuresc? De ce ai zis tu așa? Ai zis tu așa? Păi vezi că mă enervezi, da. Deci dacă te înveți, ce poți face? Păi explică, dragă, ce crezi să fac? Explici ce ai zis. O zis că o înțeles. V-ați întâlnit întâmplător, ce? Nu ne-am întâlnit. Aia a fost am zis întâmplător. Am fost, mă, omul Dumnezeu. Și ce înseamnă întâmplător? Tu unde erai? Unde eram? Unde erai? În Spania. Ieri. Să mă tund. Bun. Așa. Erai singur? Cu Marius, cu cine erai? Singur. Păi ce, ți-am zis bună, ai trecut pe lângă mine, m-ai văzut sau ce? Eu spun altceva. Cu cine ai venit tu? Singur. Dar trebuie să dai informații cu cine... Stai un pic, dragă, Diana, nu sări. Păi dar nu înțeleg, dar vreau să lămuresc ăsta. Zici că ești nevasta lui, pe bune. Cu cine ai venit? Lasă, Diana, că vreau să văd ce zice. Nu înțelegi că vreau să lămuresc ăsta. Crezi că mă interesează cu cine a fost el? Păi dacă încerc să lămuresc o situație... Ia și încearcă. Hai, Bianca, să te lămuresc. Nu, încerc să lămuresc, fiindcă
nu știu, nu te-am văzut. Eu am intrat în salon să îmi fac... Ascultă-mă! Am intrat în salon să îmi fac pedicura. Eram singură, m-am dus la etajul 2, mi-am făcut pedicura. Între timp, i-am auzit gura lui Livian că urla pe acolo. Înțelegi? Așa. I-am dat mesaj, am întrebat, am auzit și voci de fete și am zis, cu cine ești mă acolo, cine-s alea? Așa. Bun. Când mi-am terminat pedicura, am coborât, l-am văzut acolo jos. Erai și tu lângă Livian, da? Aia am zis că te-ai întâlnit întâmplător cu el. Da, măi, dar prima oară ai spus altceva. Și eu te-am întrebat, cu cine ai fost restul? Te-am zis că nu spun. Ce? Te-am zis că nu spun. Că te-am întrebat cu ce fete era Livian acolo și nu mi-ai răspuns. Ți-am zis că nu-ți spun. Păi de ce? Serios? Păi de ce să zic? Dacă era cu vreo prietenă a ta, probabil știai. Nu, prietena mea, zic, poate era cu o fată pentru el, eu știu. Cu o fată? Cu o fată. Studenta din Turcia! Asta nu ține de mine, ține de el. Bine, păi aia te-am întrebat dacă auzi, Bianca, acolo. Ce? Dacă le iei prin excludere, e simplu, nu trebuie să... Ce? Ți-a răspuns Gabi, dacă erau prietene tale, știai? Dacă nu știi, înseamnă că nu erau prietene tale. Gabi, eu înțeles că eu am dat de înțeles că s-a văzut cu Diana, ceea ce nu-i deloc adevărat, n-am pomenit așa ceva. Și Gabi, la rândul lui, eu zis că eu m-am văzut cu Bianca ca și, da, am zis ca și contra la ceea ce am zis eu. Bine, dar nu... Și Livian, dacă s-a întâlnit cu fetele la ala, cred că și ele tot așa veniseră să-și facă... De asta m-a întrebat. Întâmplător. Cum tu ai venit să-ți faci îngrijirea corporală, probabil că și ele la fel. De asta m-a întrebat, fiindcă eu am auzit voci de fete, iar când am coborât, am fost la nu mai erau. Nu mai erau, da. Și am întrebat, poate au fost fetele întregi. Doar ce plecaseră cu un minut înainte. Dar eu am întrebat pe Gabi că poate Gabi vrea să răspundă. Pentru că domnul Livian nu vrea să spună. Păi da, și ți-am răspuns. Am spus că dacă nu erau din prietenele tale, poți să dai seama cine era acolo. Că da, probabil dacă erau prietenele tale, știai. Mă, dar nu zic neapărat concurente, nu înțelegi? Hai pe asta aici, mă. Student în anul 2. Amu termină, trece în anul 3. Prente, cred că erau. Nu. De ce te-ai aprins așa? Mi se pare că prea îl trage la răspundere, dar unde ai fost, dar cu cine ai fost, mi se pare că, nu știu, mereu insiști pe chestia asta. Păi tu nu știi ceva... de ce întreb, nu? Adică de ce m-a cu... Păi am și-o motivul meu pentru care întreb. Păi și tu, după mintea ta, crezi că dacă Gabi l-ar vedea vreodată pe Livian cu o altă fată, ți-ar zice? Dar nu e numai situația asta, sunt mai multe, nu e numai chestia asta, că eu cu Livian de seară n-am mai vorbit, de asta întreb. Vreau să lămurești. Dar oricum, situații. Chiar dacă ar fi fost cu altcineva, nu cred că cum se acopere ei băieții, nu cred că ți-ar zice. Da, fix. Despre ce vorbim? Ți-ar zice? Fix, eu cred că scapă, la să stai din bine, se scapă, dar nu... Se scapă doar când se ceartă, dar ei nu, exact, stau ca fetele. Ei nu sunt ca noi. Nu neapar, poate și îți dai seama, prin râs, prin ai... Da. Dacă minte cineva, îți dai seama. Vreau să vadă dacă... A, dacă minte. Minciuna lui se potrește cu minciuna ta, logic. Dacă minciuna are acum, picioare scurte. Acum să zic, era Ramona cu el. Trebuie să te gândești la cineva ce nu i-ar spune, dar n-ai. Ramona cu el ar fi cele mai... Ramona cu el. Sau altceva. Pe lângă fetele care au trecut, așa, și Ramona și ele au trecut. Uite, lasă. Vă formați unul pe celălalt, din punctul meu de vedere. Sunteți la început și e păcat. Că sunteți tineri, sunteți frumoase. Oricum, în gală, când întreba doamna de aia, știi că sunteți bine în gală, întrebat, mi-a zis că da, amândoi, adică nu. Dacă nu eram bine, ziceam. Da, să se controleze. Da. Că e păcat, da, se face și pe el, știi, și pe tine. Ce nu mai înțelege, că poate o zice așa la nervi. Sau ăsta-i vocabularul lui la modul că... Nu știu cum îs ciocolatii. Știi că mai au un... Dar unii poate nu înțeleg, știi? Da, știi care e chestia? Cel mai bine e să mai băgăm în seamă, ignor total și gata. Cel mai bine, știi, subiectele cu ea. Dar atunci, tot mai da, discutați, dar nu... Băi, noi ești în casă de tot timp, tu ești vechi. Trebuie discutat. Orice subiect trebuie discutat. Da. Crezi că mie îmi face plăcere să discut unele subiecte cu ea sau cu ei sau cu alte persoane? Nu, dar trebuie să le discut, că suntem aici în casa asta de tot timp. Și deja știm că trebuie să le discutăm, că dacă nu mucnește acolo, e ca și un jar care mucnește într-una. Da. Trebuie discutat pentru că e păcat de voi și de tot, de situațiile astea. Dar acum, ce am vrut să zic? Diana, deci o zis de tine că dacă ai venit în emisiune sau nu, adică ai zis că nu mai vii, Anuța. Da. Ce-ai zis ăla de mine, că eram afară? Opa! Am zis că, legat de situația din gală, da. Am zis că nu mi-a plăcut cum ai vorbit cu ea, ce vocabular ai avut, dar...
Ascultă-mă, am spus că sunteți tineri, sunteți la început și cumva să discutați chestia asta, să te ajute să nu mai ajungi în punctul ăla, pentru că vă defavorizează pe ambii. A fost o reacție la nervi și dai seama că m-a durut și pe mine, adică eu am cerut-o cu o zi înainte de nevastă și da, mi-a zis chestiile alea, dai seama că m-a durut, adică ce faci, m-am stresat o lună de zile și tu mai ai niște vorbe pe nimic? Dai seama că la nervi am aruncat și eu niște vorbe, am aruncat și ea și aia a fost. Apoi ți-a cerut scuze afară, mi-am cerut și eu scuze și totul. Da, Filip, dar asta nu se șterg, știi? În privat se șterg. Toți avem discuții, da? Dai delete, dai delete ăla. Cum? Dai delete ăla. Dai seama că n-a fost eu niște cuvinte, că n-am, din drag. Că n-am înjurat-o sau ceva, fac niște cuvinte așa. Ai făcut-o, Filip, ai făcut-o. Nu, dar el încearcă să treacă ușor peste asta. I-a zis și fără, era. Fără au auzit, băi, eu zic, hai, te-o cer de nevastă și după aia o faci. Cum vine asta? Nu, dar nu, ai momente când te ceși, te înțeleg. Eu știu că voi ciocolatii ăștia sunteți mai... Asta zic, da. Așa? Dar lumea nu înțelege, cel puțin. Exact, i-a spus și eu chestia asta. Ciocolata albă nu înțelege. Nu i-a spus că-i... Păi ia să așa, ia zi și mie, ce doare mai tare? Asta nu-i bună. Că cineva n-are încredere de tine sau că n-a lucru... Nu, mă refer la comparație. Ia zi, ce doare mai tare? Că cineva n-are încredere în tine și dovede niște chestii sau încă n-a nicio vorbă... Că nu am fost jignitoare așa, dar... Nu știu. Ce jign că aia a fost chiar jignitoare? Ambele situații sunt. Da, da. Nașpa. Știu, dar n-a fost așa. Mă zic că mai rău te doare când ce-am făcut eu față de așa... Nu știu, mi-a zis niște cuvinte care nu trebuia să le zică și comportamentul ei. Și am aruncat vorbele alea, dai seama, că și am aruncat niște vorbe și am aruncat și eu. Și n-a fost frumos și am zis. Nu e. Dai seama și... Gândește-te că pică pentru familia ei, pentru... Hai, că lumea care... Da, da, uite, dar... Și familia mea ce o să zică? Că... Cu o zi în urmă am făcut cel mai important lucruri din viața mea și ea ce am făcut, n-a apreciat. El a zis că a aruncat Berna niște vorbe, ce vorbe arunca Berna? Da, da, uite, uite, Gabi, să zic că... Seara după gală, eu am fost la el în cameră. I-am povestit niște chestii și credeți-mă că oarecum avea lacrimi în ochi și a spus, bă, chiar îmi pare rău că am reacționat așa. Hai să zic, eu știu că în cameră toți avem regrete, toți avem... Da, faza că aici, știi, da, știi da, că aici, aici că m-am întâlnit cu ea în afară și am vorbit și cu Filip. Așa, dat seama că a greșit și mi-a zis, bă, crede-mă, am avut prea mulți nervi. Și de asta am reacționat așa, dar... Gabi, asta cu mine, care... mi-a explicat niște chestii, l-am înțeles și eu, dar da, mă, dar să ajungeți în punctul să vă doriți așa de mult unul pe altul, încât să vă gândiți la o căsnicie și așa mai departe, ceea ce e foarte frumos, bineînțeles. Și apoi să ajungeți să... Vorba elei, după o zi, să-i spui... și... Nu știu... De la început. Da, Gabi, așa e, la hai început. Un pic, păi tocmai că dacă la început oamenii ar trebui să fie dragoste atât de puternică, încât să nu poată să-și vorbească unul... unul celuilalt în halul ăsta. Că aveți vreo 10 ani împreună și aici, mai scapă el. Aici nu are legătură. Are legătură. Dacă în primele 3 luni nu mă respecti, în următorii 3 ani nu vreau să mă gândesc cum o să-mi vorbesc. Dacă ne-am zis timp de 4 luni de zile o chestie urâtă și am făcut Ramona. Am făcut toată o greșeală, dar asta zic că nu e. Eu asta zic, nu știu. Mai auzit până acum să o jinezi pe aia sau să zic ceva până acum? Ai mai jinit odată când ți-a tras Andreea Mantea atenția. Când? Mai de mult. Nu știu, tot așa a împins-o și ai zis nu știu ce, no, tot așa a fost supărată. N-a fost. Și eu la când te-ai întrebat, n-a fost. Atunci înseamnă că a plâns fata, nu, ce să zic. Eu zic că a plâns pentru că s-a simțit jignită, pentru că altfel de ce să plângă. Dar, în fine, asta e treaba voastră, nu intru eu prea mult în detalii. Din exterior s-a văzut super mega penibil. Dar vezi, la noi, fă p***ță, e un Alin. Dai seama, e... Nu e? E pe suflet, mai zic vorba și inima mea și o pup pe acea vedeță și o pup. E foarte mare alintul ăsta. Te bucur. Hai, lasă-ne, Diana, cum te ia. Da, Ramona. Haide, bă, de... Așa e, vei cine știe. De ce să ne dăm pe ea? Haide să fim serioși acum. No, în fine, fiecare în ce mediu a trăit, ce să zic, na. Bă, da. Dacă asta bă, iubire, a, și să spui tu mie că pe tine iubitul tău nu te-a făcut... Niciodată, hai să fim serioase. Nu, că la ea a zis numai doamnă. Păi da, pe mine nu m-a făcut aici. Păi nu ai, dar așa. Păi da, nu m-a făcut. Asta cu fiegoasă, el așa vorbește. Ramona, în primul rând am fost pusă în situație, să fiu cerută de nevastă Ramona. Și după aia a doua zi să nu. Mă facă... Ramona, părerea mea că o femeie cu însoții, așa ți-o ai. Ce vrea să însemne asta? Adică? Nu, adică dacă o înveți cu ceva... Dar nu ea nu o stai să spun, dacă ți-o înveți cu lugu-lugu, după aia dacă e o vorbă urâtă,
Îți dai seama că o să supere. Bravo, da. Așa e, ai dreptate. La fel este. După aia prinde aripi. Dar nu trebuie să accepte. Dacă îmi pune bucă... Mie nu mi s-a părut exagerat decât faza aia. Asta zic că nu că e la țigare... După principiul meu, nu că e la români. O femeie cu înțoții, nu că e la români. O femeie cu înțoții înveți, așa ți-o ai. Nu, 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 eu cred că o femeie trebuie respectată și nu contează că e... Corect, da? Eu asta ți-o explic. Dacă tu de la început, dacă tu de la început o iei cu... Nu știu cum, așa o ții, dar după aceea dacă zici o vorbă greșită... De la bun început, așa o să vorbesc că o să... Exact, aia ți-am zis și eu. Asta zic și eu. Eu n-aș accepta, nu, adică bine, ai, nu am fost pus în situații în care am fost supărată. Dar era numai, da, așa că nu zic, nu zic, păi, zic că ce toate relații tale care ai vrut te ajung, tu nu. Păi, nu-mi mai dau nume și zic că ai vrut mai rău în relații care te ajung mult mai rău. Asta spuneam fix în momentul ăsta, și eu am fost jignită, bine, la rândul meu, dar... Da, ai reacționat ca Berna, asta zic. Nu știu. Ai reacționat ca Berna, adică și Berna s-a supărat și tu ai supărat, adică nu i-ai mai permis după aia să-ți mai facă aceeași chestie. Logic că nu am mai permis. Asta zic. Nici nu aș mai permite. Și de bine, dar la ei altfel, că... Sau... Da, fiecare n-aia e diferit, nu suntem toți la fel. Eu aia zic. Pentru mine n-a fost o jignire. Exact. A, pentru mine asta, că i-a zis, nu, mi se pare, asta-i, wow, asta, ce jignire. Nu. Păi da, asta zic, asta și Ramona, poate că tu accepti, poate că sunt femei care nu acceptă asta. Într-o ceartă, dacă e ce fă, nu te enervezi, nu te deranjează? Să-mi zică el, cum ar veni să fie iubitul meu, să-mi zică taci? Nu, mă deranjează. Nu, că și eu pot zic, nu mă... Nu mă deranjează. Dar nu e jignire chestia asta. A, că dacă ea acceptă așa ceva, e foarte prins. Astea, da. Fiecare are principii. Care femeie are principiile ei, acceptă anumite chestii. Și fa la cu... A zis că comportamentul e față de mine. Nu, Filip. I-ai zis că... Bine, la modul figurat. Ai întrebat-o. Băi, asta e... Nu e că comportamentul... Ai, te-ai enervat. La nervi ai spus lucrurile astea. Nu, am zis, hai că cu chestiile astea care... Nu am zis că ei, cu chestiile care mi-a făcut în gală înainte, la aia mă referam, nu că am făcut-o slic pe aia, că ea e așa. Adică, da, mă referam la cum s-a comportat ea față de mine. A înțeles lumea, când faci pe cineva, nu-i spui că e nespălat. Auzi, iubii, auzi, eu lasă vorbim acum cu ele, că oamenii o să zică, bă, frate, că eu nu mă spăl, nu-s curată. Care a înțelege toată lumea. Dumnezeu, că nu-ți dă așa, deci să nu crezi chestia asta. Și i-a spus la Filip, dacă mai aud odată în competiție să... ceva de genul, eu mă despart de el, îți dau inelul în mână și te-a pupa, papa. Adică nu mai. Bă, dacă îl și pup, știi de ce? Știi de ce? Adică lumea Marius se interpretează de acasă. Dar fii serios, atâta râde. Bă, frate, fata asta... De unde provenează? Hai să spun de... Mai bine mă făcea numai... Exact, uite, e foarte bine că Berna trebuie să ia atitudine, nu voi, fetelor. Adică exact, eu i-am Berna trebuie să-i spună chestiile astea, că băia o deranjează sau nu. Pentru că eu niciodată nu l-am jignit. Nu i-am zis măcar atât că ești, știi să zic aici în emisiunile sau așa. Ceva de genul, niciodată... Bine, Berna, acum contează și contextul, că dacă e... Da, dacă e contextul, puteți să o călcați în picioare pe femeie. Nu, asta era ideea. Hai, mă, serios, că aveți... Că și femeile vorbesc urât, Ligi, hai să nu ne... De unde provin? Așa e, Marius, ai într-o drept. Într-o ceartă, toată lumea spune chestii. Lumea ce o să creadă, bă? Ce și eu vorbesc urât când mă enervez, toată lumea vorbește urât. Dar poți să zici... Dar nu s-a arătat, nimeni nu s-a arătat. Nu cred că e un care se ceartă așa pe... Du-te încolo de... Dar nu te poți supăra, adică când zici în glumă, mamă, cât de asta e sau ce... Acum poate se înțelege că sunt de acord cu ce a făcut Filip, nu sunt de acord, nici el nu e de acord cu ce a făcut, dar... Se poate chestia asta. Într-o ceartă trebuie să contează și contextul în care spui anumite chestii. Bine, Marius, eu băieți, sfatul meu e să nu mă iau, e, dacă nu vrei să spui... Dar nici eu nu-ți acționez, nu-mi e perea, nu mai vorbim. Marius, ești pe lângă, serios. Păi, niciodată nu asculti, te muți de colo-colo și... Păi mă mut cât vreau, că eu aud cu urechile, n-aud cu corpul. Păi dar nu ești atentă la ce spui. Dar cum să nu fiu atentă? Nu ești, crede-mă. Păi tot duceți din subiectul în altă discuție, nu o zici nimeni. Gabi, lasă-mă să vorbesc cu Marius. Care în momentul când se ceartă, se jignesc reciproc. Ok, atunci ce mai facem? Nu mă mai interesează subiectul ăsta, sinceră să fiu. Din partea mea, dacă tu asta aici în emisiune, dacă voi... Pentru unii foarte normal, că la se poartă, lăsați-mă vrăjala asta de doi. Nimeni n-a spus asta. Păi femeie și trebuie respectată, care poate să înțeleagă bine. Dar și femeia trebuie să respecte la rândul ei. Da, asta bravo, nu poate. Marius, bravo. Da, e normal, da. Dar l-o jigni, Berna? Berna, l-ai jigni. Poate l-a jigni cu alte ocazii, sau cine știe? Păi auzi ce spune fata, că nu l-a jigni. Nu l-am jigni și măcar nu i-a spus. Ok, atunci atrage atenția să nu mai facă, Berna. Păi i-a spus. Deci a spus să mai aud cuvinte de astea urâte, pentru mine e gata. Dar deci nu, nu vreau, eu nu vreau să trăiesc un astfel de om, sincer. Să mă facă toate felurile. Nu trebuie să zic că nu mi-a plăcut cum am vorbit, adică... Mai ales la televizor, nu, deci iubi și tu, te rog frumos. Asta e frumos, voi trebuie să vă... Altă dată mai bine ieși afară sau nu știu ce mai faci, mergi, bei o cafea și te calmezi.
Chiar te rog data eu frumos. Voi trebuie să vă stabiliți limitele. Niște momente din astea. Și... Da, eu nu înțeleg că zice, mai era nervos la nerv, că altădată niciodată nu mi-a spus așa ceva, adică, nu. No. E foarte bine că ai atras atenția, acum a greșit. Sper că am învățat. Da, normal, normal. Dar și mie mi-a părut rău, adică n-a fost vorbească care... Vorbească altcineva. Adică n-am zis 4 luni de zile în emisiune, dai seama că... Am avut și eu o scăpare odată și acum aș face dăriți pe mine că am zis și eu. Elev! Nu sărim, ne dăm o părere, nu sărim, că nu-i treaba noastră să sărim pe tine. Cea mai în măsură să sară pe tine e Berna, ai uitat ta. Mamă, vrei și în aspect când dăm o părere, atât. Eu sunt obișnuit cu chestia asta, repetele mele. Lol, cum se face că doar Ramona e de acord? Oh, Începile tale. Ramona. Dar Ramona. Ramona. Te vede că ai dormit două ore. Ce? Te vede că ai dormit două ore. Pune-te un pic la somn. Ghinion, nu tot dacă te accepti așa ceva. Toate femeile trebuie să aibă principiile tale. Pare rău. Mamă, mă zăpăcești. Filip, ce ai zis? Nu, am luat-o acum de... Nu am auzit ce a zis nici Ligi. Filip, a zis că ai niște principii de viață foarte solide, Ramona. Nu, am zis că dacă ea are principiile astea de viață, Ghinion nu... A zis ăla, las-o pe Ligi. Ce ai zis, mă? Fă-i nevasta mea, vreau să te testez și eu. Da, tu, da, era Ramona. Era acum mai departe. Pe zic că Ramona nervoasă. Am auzit, n-a dat conexiune. O prins energie Ramona așa dintr-o dată, era supărat. Zis Ramona că n-a dat conexiune. Ce, n-a mai zis nimic. Păi nevasta mea. Gata, be. Ligi, dar n-ai fost la salon acolo să-ți faci manicura. O să mai spui o dată ce ai spus. Nu mai șmecheră, mi-o fac singură, Marius. Ligi! Te-ai luat dulciuri de bani, a? Mai fost cum mai prins. Mai multe dulciuri. Am zis că dacă tu ai niște principii de genul acesta, e foarte trist pentru tine, dar în același timp nu, eu nu te condamn, doar că mi se pare deplasat să gândești așa. Adică mie nu mi se pare. Că suntem romi, că suntem români, că suntem... Adevărat! Lasă-mă, Ligi, că și altele vin aici în fața camerei. Vai, nu pasă de altele, eu vorbesc de mine. Se comportă cu mine sau când ies în lume, vai, se comportă minunat, mă respectă, mă iubește și acasă le omoară. Bam, bam. Da, eu vorbesc de mine. Este, doamne, da. Așa, ferea, alo, eu vorbeam de mine, nu mă interesează de altele. Da. Perspectiva mea. Astea sunt principiile mele. Păi nu, și mie mi se par nasoală. Mie nu, deloc. Păi nici nu trebuie să ți se pară. Dacă tu ai trăit într-un fel, normal că nu ți se par. Și nici nu trebuie să ți le schimbi, doar dacă tu simți nevoia. Păi nu trebuie să fii judecată o persoană. Ca tocmai am început cu chestia asta, dacă n-auziți, am spus eu nu o judec, că nu-i treaba mea, nu o să-mi fie femeie, nu-mi e soră, face ce vrea cu viața, îți dai fiecare seama. Cu principiile ei. Doar că mie mi se par deplasate principiile astea, nu mi se par sănătoase, să permiți unui bărbat din cauza naționalității să te jignească. Și vezi, așa zici tu că fostele tale relații nu ți-a zis niciodată un bărbatul tău ceva urât, că te certa cu el? Fostele tale relații, vezi să zic că ți-a zis niciodată iubitul tău ceva urât. Dar nu există o fată, frate, care să fie avut o relație. Ți-a zis, dar mâncare numai cu vorbe bune. Dacă există sau nu există. Nu există așa ceva. Asta e mentalitatea ta, Ramona, nu realitatea. Jignită, să o facă sau na. Nu m-ar jignit. Pe în general, Marius. Te ascult, Marius. Zi. Nu te auzi, Marius. Ce? Voiam să fac o glumă proastă. Zi acum. Nici măcar Filip nu te-a jignit? Nu, pe mine nu m-a jignit. Filip cât a fost cu mine, nu m-a jignit. Chiar nu m-a jignit. Înseamnă că nu te-a iubit, Ligi. Du-te, asta e prostă rău glumă. Asta e părerea mea, că orice bravo, n-ai stil astăzi. Oricât se dă ea de... Era o... Ți-ai zis că e glumă proastă, am anunțat bine. Nu, stai liniște. Proastă glumă, ea pe nu mai eu zice. Da. Da, nu, fiecare cum simte. Păi, da, ai fost nervos, nu ți-ai dat seama. Dai da, nervi, reacție. Am vorbit 4 luni de zile prost. Așa, îți dai seama că nici nu o să mai vorbesc. A fost o reacție la nervi, mi-a părut rău. În afară toți vorbim mai urât, în afară toți avem momente și momente, dar așa că lasă. Nu toți suntem. Numai că nu toți arată aici. Toți da, tu ai spus? Era, tu ai spus? Da. Aoleu. Te bucuri? Dacă încep cu ironia, nu stai un pic. Stai un pic. Ia să vă găsim. Gabi, ai uitat să spun baie. Ia uite ce face, mă. Ce-i Gabi? Fac aici un semn. Încep cum vrei să începi așa? Nu, la pe bune, dacă tu ai spus vorba asta, ia uite-mă. Nu, dar stai un pic, că toți încercăm să arătăm partea cea mai bună. Nu, dar ascultă-mă, nu sunt ironic, nu sunt răutăcios, dacă tu ai spus vorba asta. Nu mă transform. Nu, stai un pic, dar tot. Poate vorbiți în numele pe asta. Stai un pic, mă, că toți încercăm să arătăm partea cea mai bună aici. Eu arăt cum e asta, nu știu. Arăt exact cum ne iese, oricât am încercat, nu ne iese. Adică, da, dar în afară, toți am avut relații, cu urâte, toți ne-am certat, toți. Unul mă retrag. Relație ce e foarte greu. Cum?
Dacă tu ai spus vorba asta, eu mă retrag. Eu sunt foarte capabilă păi să nu înțelegi. Ești. Tu nu ești capabilă nu. Să înțelegi. Nu ești. Vrei să te cerți cu mine? Vrei? Că mai am o săptămână în spate în care ai vorbit nu, despre mine, niște, aiurea. Ramona, te rog să te limitezi cu glumele, că n-am cap, n-am creier și n-am inimă. Ori o vrei, ori nu vrei, ori o iei, ori nu o iei. Din gala am fost destul de explicit. Gabriela, iubita afară. Dar dacă aveam iubit afară, oare credeți că mă mai lăsam să mă mai filmeze sau să... Gabi, eu știi, lasă-mă gândesc. Poate de-aia te joci cu amândouă ca să nu fie prea obvious că ești doar pe una. Că e vorba de mine și relația mea. Când eu îmi discut relația... Nu e nimeni interesată și în gala am fost oprit că e plictisitor. Dacă eu sunt plictisitor și ce am eu de spus, Alex, să nu mai vorbesc până am să plec acasă. Erai implicat undeva sau cum? Erai pe front? Păi tocmai tu ai spus aia că... Toți vorbim urât, toți. Păi tu, ți-ai dreptate. Păi da, da, ea care a spus că ea nu vorbește urât. Spune-mi tu un pic, de câte ori multe intimități nu s-au adus aici, din cupluri, din relații. Nu, nu s-au adus, că... pentru că nu cred că a venit vreodată, să zic, nu știu, Bianca sau, abarnam, sau Andreea să zică, bă, m-am certat cu Maru și am adresat aia și aia și aia. Nu ai cum să zici. Dar la nervi sunt sigură. Sunt sigură că și cel mai mare intelectual a greșit ce a spus. Da, eu da, dar da, nu. Mă bucur că recunoști și tu măcar. Băi, eu am vorbit, dar e loc. Și mai devreme am zis că... Pe Bianca, dacă ești obișnuit într-un moment, îți vine să vorbești. Dacă tu... Livian nu a vorbit urât, eu da. Dacă e obișnuit mereu să-și rezolvi problemele într-un mod decent și dacă se ceartă tot decent și rezolvă. Credeam că spui că n-ai vorbit, Bianca, că eu te-am auzit. Nu, zic, eu am vorbit. N-ai zis de Livian. De Livian vorbea Bianca. Da. Era vorba de bărbați, dacă ei vorbesc, dar el... E, nu spune tu că și Livian nu vorbește urât. Nu vorbește. În afară tot? Nu, nu e adevărat, chiar nu vorbește. N-ai cum să nu o iubești dacă nu... Eu am surprins câteva momente din anumite pe care bărbat cupluri și am auzit cum vorbesc și ei în stare și momente. Livian nu m-a jignit niciodată, dar eu i-am mai zis, băiești, nu știu cum băiești. Nu. No. Exact. Hai zic, nu contează din... Dar nu dacă ești parte ta, băia, contează... Dar băieții să nu mai judecați în momentul în care adresează niște cuvinte unei femei și de aia... Nu era vorba de judecată el aici. Conduce spre a departe. Zic că nu era vorba de judecată. Era o părere și atât. Eu nu îi treaba mea să-l judec eu pe Filip. Dar nici treaba mea nu-i da. Dar el a dat ce-i Filip pentru mine. Știu, dar eu îi atrageam atenția. Pentru că aia zic. Și acum ai logic cu asta nu vorbești. Și acum aia o ceartă pe Ligii că Ligii discută pe subiectul pe care l-a deschis ea. Ela, eu nu te înțeleg. Tu ai deschis subiectul, tu ai numerat ce cuvinte urite a spus Filip și tu acum o cerți pe Ligii că de ce discută. Păi vreau să aud și l-am deschis să spună și public ce a simțit în momentul respectiv. Păi da, dar ne dăm cine cu părerea. Păi da, e normal să-ți dea fiecare cu părerea. Ce-i spui Ligii? Cum? Tu acum ce-i spui Ligii? Dar nu-i spun nimic. Păi nu, acum tu ai deschis subiectul, tu ai spus cuvintele utile, ai așa reprodus și tu acum certai pe Ligii și spuneai, aia judecăm. Nu, dar nu le certam. Păi dacă nu era mare lucru, nu-l discutai tu în primul rând. Nu le certam, încercam și eu să dau cu părere și să dezvolvăm un subiectul, pentru că și... Dar n-am zis nimeni că te-ai certat, i-ai spus Ligii, ai că toți, nu știu ce, toți vorbim. Tu ai deschis subiectul și tu ai început judecata. Păi eu asta am spus. Eu n-am zis nimic. Cumva nu eram de acord la cea azi aia în totalitate. Tabor, tabor acum repede. Că nici ăla n-a zis nimic, a spus doar că toți în afară. Dar nu, nu. Zic că vorbea Ligii acum, ea vorbea la general. Ligii vorbea la general și eu tot la general vorbeam. Da, da, a zis că toți în afară vorbim. Eu nici nu auzeam pe ea până acolo. Nu să înțelegi dacă nu asculți. Vorbiți toate odată și nu ne. A zic, eu vorbeam cu Berna aici și cu Ramona, le auzeam mai bine. Pe tine nu prea te auzeam acolo. Nu, noi dacă deci tu ai deschis subiectul și noi ne-am dat cu părerea despre ce ai spus tu. Păi dacă tu nu spuneai, noi nu vorbeam din corect. Adică... Păi corect, dar foarte bine. Păi da, dar ea n-a zis să încheiem subiectul, subiectul sau ceva. Sau că nu e adevărat. N-a zis asta. Pur nu, simplu... dar Ligii spunea, nu mai vorbea despre Filip, vorbea în general că nu e ok. Și tu a, că toți vorbim, că nu că nu-l judecăm. Da. Și chiar nu-l judeca nimeni, mai ales eu. N-am de ce să-l judec pe Filip, îți dai seama. Nu e iubit, nu să-mi fie, nu-i treaba mea. Nu o să-l judec, doar îmi spun o părere, atât. Asta și mă gândit, mai bine că și cred că fiecare din spate avem păi nu, alte conversații. Trebuie să... Dar n-am judecat pe nimeni, nu, doamne. Nu trebuie să vorbim nici în spate, nici în casă, nicăieri, nu trebuie să vorbim. Asta am vrut eu să zic. Dacă ești un om care își rezolvă problemele într-un mod frumos, da, eu vorbesc foarte trebuie urât să vii aici să arezi nu știu ce.
și afară eu, când ești și în jur sau nu știu ce, bă, mai urât cum mai se mai urât, mai bine ești aici sau nu mai ești deloc, adică nu știu. Ori ești aici afară, exact, ori nu mai zici nimic. Da. Degeaba ne comportăm frumos aici, așa afară suntem cum suntem, că emisiunea asta nu o să țină 50 de ani. Da. Și atunci cel mai important... Auzela, stai liniștită, că Filip și-a cerut scuze, nu-l fotează fetele, că și-a jignit propria iubită. Deci stai. Eu nu mi-am jignit propria iubită niciodată și pe voi. Da, Marco. Am mai avut o mică scăpare la Bianca. Tu nu ești ciocolată, tu nu ești ciocolată și na. Te acceptă. Nu ține de ciocolată. Ține și de ciocolată. Hai mă, lasă-mă. Eu nu cred. Ține-i pentru că... Păi la ce... Păi nu, dar Livian... Dacă nu e așa și greșește. Bine, dar nu, mă, nu credeți. Contează educația, nu de unde... Tu ai voie, general. Tu ai voie, să-mi jur că tu ești... Contează educația ta pe care o ai, nu că ești... Dacă ești educația ar fi... Are un handicap. Și cum să are și cum domn și cum... Auziți, gata, încheia subiectul. Acum stau în cameră cu o ciocolată, mai vorbesc și cu ea și chiar știu. De ce nu mergem șerpuit? Avem dovadă, vie în emisiune, pe Livian. Exact. Fata asta a stat aproape un an de zile cu el. Dacă, niciodată. Dacă o jignea, de ce să vină? Ia, te rog, Diana. De ce să vină? De ce să vină Bianca să și ridice în slăb? Dar lasă-mă să-mi termin ideea, Ramona, că voi te bagi. Auziți? Da, exact. Te ne realizăm, dar spun că majoritatea... Dar de ce să vină Bianca să-l ridice în slăb pe nedrept? Fetelor! Dar nu ce ne realizăm, dar... Fetelor! Că n-ai de ce să vină în slăb, dacă nu era să fie. Exact. Înțelegi? Nu, tăceam. Dacă era să te jignească, mai fi recunoscut. Auzi, dar da, sau tăceam, ascundeam. Dar voi acum, gen, o dată de parcă am avut și o scăpare. Nu era vorba despre... O dată, e vorba așa, zice, că nu știa. Vorbeam în general. În capul ei, tu dacă ești rom, ai voie să înjuri. Exact. Au, gen, înțelegi? Nu e ok. Nu ai voie. Asta că nu e ok, nici dacă... Nu, oricum, chestia asta mi-a părut și rom. Mie n-am urs să zic, am zis la nervi. Nu mai zis, n-a zis niciodată timp de 4 luni de zile vorbeată. Vorbeam la general, n-are rost. Știu că la vorba la general, cum a zis pe cam situația cu mine. Eu am și dat exemplu pe Livian. Tu ai ieșit de schemă de mult. Adică dacă ești rom, nu trebuie să mă lovești, să mă scrii, să mă înjuri sau ăstea. Nu e ok. Exact. Vai, ce a zis fă... Aia cu jignirea, da, a fost cu jignirea. Da, urât, niște păreri aici. Le puteți accepta părerile, fie că vă plac sau nu, le puteți accepta. Nu mă interesează, Ligi. Păi atunci nu mai comenta dacă nu te interesează. Nu mă interesează, nu mă interesează, dar comentăm. Păi clar vă interesează. Dar vorbesc ce vreau până la... Păi atunci nu mai zic că nu mă interesează. Păi nu are logică, nu mă interesează. Păi pe mine că nu mă interesează, nu vorbesc. Zic ce vreau. Păi poți să spui ce vrei, logic. Da, dar nu mai zic că nu te interesează, că de fapt te interesează. Mă, dar n-am fost când am zis oarecum chestia aia. Adică am face fază de geologie și îmi zice de-alea că... De-alea păi, zi, ideea bine. În sine n-a fost greșită, doar limbajul a fost greșit la tine. Da. Adică reproșul era întemeiat, doar că ai greșit cuvintele, băiatul meu. Da. Eu uite-te că am pățit-o. Aici nu zicea nimeni nimic și în spate îmi spunea asta. Lasă-mă cum zic ei și de... Bă, mai mult să abțin din cauza la televizor să n-apară la televizor. De-aia nu înjură și de-aia nu jinez mie. Sau nu spun ui. Tot ce simt. Ce... Exact. Da, ea nu, toată, asta e o vrăjeală ieftină. Da, eu știu. Eu știu că... Că din cauza televizorului să abțin să nu vorbească urât despre ce da, vorbim. Da, uite-te, e cum Gabi încerca să... Nu, da. Dar Gabi o dat-o ca și cum eu vorbesc foarte urât în spate și că am zis chestia asta. Nu. Nu, el s-a referit dacă ai recunoscut și tu da, într-un final. Ar veni dacă și tu într-un final ai recunoscut. Un pic da. În afară de puii mei și nu, pana mea. Nu, n-am auzit vorbe urât. Nu, la fel, adică mai zic m-auzit? Aia cum, da, nu. Nu, n-am auzit să vorbești deci, râs sau... Da. Chiar nu știu, mă aude destul de des și când ești nervoasă și când bombănești. Eu vorbesc, da, toată lumea vorbește și vorbesc foarte urât. Nu, da, el încearcă să spună ceva. Eu am încercat uneori de el. Va vezi unde să semneze aici că recunosc. În primul rând, eu nu-mi petrec timpul cu el și n-are de unde știi, decât un om care își petrece timpul cu mine are de unde. Și-am mai împrumutat unele cuvinte de aici. Sincer, nu vreau să mint. Te ceru de soție și... De la tine, cum ziua asta cu împrumutat? Zici eu că în spate vorbești urât? Că așa am vrut eu să o dau? Așa au părut. Te-ai scos și de data asta. Așa au părut. Păi de ce a trebuit să semnezi în calendar? Eu ți-am și spus acum, că nu mă așteptam tocmai tu să spui aia care... Tu ziceai că tu nu înjuri, tu nu faci. Păi tu... da, eu chiar nu înjur. Să spună fetele astea cu care stau. Da, da, eu nu ți-am zis că, bă, tu înjuri în spate sau nu. Nu mă așteptam să recunoști tu mai tu asta, că toți avem nervi și toți vorbim altcum fel în spate. Dar n-am zis că tu ești altcum fel păi în spate. Păi n-ai cum într-o relație să zici tu mie că te enervezi și nu
nu zici alte cuvinte. N-ai da, cum. Eu pot să zic, tu mie că ești sfânt și am eu plecat zic, acasă. Pur, poate că... Marius, da, nu m-am referit că tu înjuri în spate sau că nu știu ce faci tu în spate. De ce o interpretezi așa? Că nu ți-am spus asta. Asta s-o dat de înțeles. Păi dar nu m-ai interpretat așa ca și cum a scos pe mine că am zis că tu înjuri în spate și ce faci tu, că ești mahalajai, că ce faci tu. Dar n-am nu încerca să te scos, să mă scos, să mă vezi pe mine că ți-am spus, mai domnule, ce ți-am spus eu, nu. Eu nu m-am referit la asta. Gabi, am spus că și în spate suntem cu toții altfel. Un om care stă cu o persoană, ăla e în măsură să-și dea cu părerea. Gen Ramona, Andreea, Ligi, da, ele sunt în măsură. Păi nu se referea la ele cu care nu Ela, stau și el nu locuiesc. Se referea că tu înjuri, pentru că noi în momentul în care vorbim urât, nu trebuie neapărat să înjurăm, poți să zici asta sunt, e vorbit urât. Dar nu trebuie când dacă zice și tu ai recunoscut că vorbești urât, nu trebuie să te gândești că el se referă neapărat la înjurături. Că nu se referă la înjurături. Îți spun eu cum e situația. Gabi a fost șocat pentru că n-a auzit că el a recunoaște. Eu și când m-am certat, eu chiar zicea că ea nu vorbește urât în spate și acum a venit aici și a zis, bă, până la urmă, cred că toți vorbim urât în spate și mai jigniți și ăsta. El a zis un sensul bun. Bine, a zis un bravo. Sensul bun și probabil că am zis un sensul bun că, s-a asumat. Eu am înțeles în sensul bun, el. Noi am înțeles, Gabi, numai că probabil că doar ea a înțeles greșit. Eu am înțeles ceea ce ai vrut. Probabil ea a înțeles așa că zice că am ceva cu ea sau că vreau eu să o atac cu ceva. Nu, dar nu am luat-o ca pe un atac. Cumva că ai încercat să subliniezi partea asta. Eu am înțeles faza asta și am plecat în față. Adică fac ironie, m-a plecat, cum ar veni. Că recunoști. Bravo. Exact. Dar eu tot timpul am spus, mă, că suntem alți oameni, avem... Normal că aici nu o să vin cum... Aici nu mă schimb de haine în fața oamenilor. E logic că și aici încerc să fiu cea mai bună varianta mea. Pentru că am respect față de familii, de prieteni, de profesori, de oameni ironic, care... N-am fost ironic cu nimic, nu am vrut să te înțeleg cu nimic. Mi-a plăcut pentru că ai spus-o tocmai tu asta care... Care ai zis care nu că tu nu jigneai și nu faci nimic, adică tu ești... Ela, tu la un moment dat ai spus în spate că tu nu jignești, că tu ești altcumva. A spus-o în varianta bună. Cum exact. Și Gabi, acum a rămas uimit că tu ai venit aici. Ai înțeles? Adică trebuie să mai explicăm? Adică nu. Cred că înțelegi, ești capabilă să înțelegi, nu? Liniștită că am înțeles, nu trebuie să subliniez. Ok, asta zic, păi trebuie să-ți explicăm de 10 ori, dar... Păi stai liniștit că stai explicat. E normal dacă am avut un conflict direct cu băiatul ăsta. Păi dar nu stai să interpretezi lucrurile în ce mod vreau eu. Tu folosești unele cuvinte urâte pentru că le-ai împrumutat de aici. De ce să spui asta? Da, chiar au fost. Dar dacă asta este adevărul meu. De ce, asta? De ce nu spui, folosești niște cuvinte urâte pentru că sunt nervoasă? Nu, Marius. Păi, dar pentru nu că eu corect. Nu vorbeam așa. Păi nu e corect să spui asta. Dar este corect dacă asta este adevărul meu. Asta este adevărul meu și eu știu păi chestia asta. Că tu nu ți-asumi. Și chiar în gală tu spuneai, păi așa este că într-un moment, nu știu, la un moment dat, noi așa suntem oamenii, cedezi. Că luăm doar ce-i rău câteodată. Nu dar luăm doar ce-i bune. Adică nu poți să spui că dacă eu îi trag o palmă lui Gabi, trebuie să-i dai și tu o palmă lui Gabi, că ai învățat de aici. Sau... Nu, exact. Nu păi, du acolo. Dar adică tu vorbele astea care s-au fost, care s-au... Nu. S-au vorbit aici, tu nu le-ai auzit niciodată afară? Mă crezi că... Nu, le-am auzit de la alte persoane, dar noi raportăm strict la persoanele astea aici din casă. Dar le folosești când ai tu nervi, nu le folosești că le folosim și noi. Le folosești când tu ai nervi și când tu ai nevoie de ele ca să le folosești, corect? Da, nu poți să spui, bă, le folosesc că le folosești și alții. Păi stai un puțin, păi aici ai să-i ieși. Nu, dar fără să vrem, Marius, fără să vrem, nu te mai memorăm lucrurile alea și mai apoi, sau cuvintele alea, le memorăm și după aia te trezești că le și păi, spui. Dar asta înseamnă că tu nu mai ai nicio diferență între tine și Diana. Exact, asta vreau să zic. Dar mai trebuie să fie. Ba. Dacă eu am jignit și am înjurat aici, am bine, Marius, nu te gândi la toate cuvintele. Da, nu zic doar nu un cuvânt ce niște... Dacă eu stau cu cineva în cameră și o aud în continuu, când se enervează, că zice un cuvânt, ar putea la un moment dat, după 10 luni, că mă trezesc și eu să zic acel cuvânt. Deci, am exemple clare. De exemplu, eu am o parteneră care e un pic mai colerică și eu nu am... Bine. Am încercat să nu fiu și eu la fel de coleric, ba din potrivă să o temperez pe ea. Adică nu poți să folosești chestia asta, bă, stai puțin că și voi înjurați, înjur și eu. Eu sunt foarte capabilă păi să nu înțelegi. Ești. Tu nu ești capabilă nu. Să înțelegi. Nu ești. Vrei să te cerți cu mine? Vrei? Că mai am o săptămână în spate în care ai vorbit nu, despre mine, aiurea. Dar Ramona, te rog să te limitezi cu glumele, că n-am cap, n-am creier și n-am inimă. Ori o vrei, ori nu vrei, ori o iei, ori nu iei. Din gala am fost destul de explicit. Gabriela, iubita afară. Dar dacă aveam iubit afară, oare credeți că mă mai lăsam să mă mai filmeze sau să... Gabi, eu știi, lasă-mă gândesc. Poate de-aia te joci cu amândouă ca să nu fie prea obvious că ești doar pe una. Păi e vorba de mine și de relația mea. Când eu îmi discut relația, nu e nimeni interesată și în gala am fost oprit că e plictisitor. Dacă eu sunt plictisitor și ce am eu de spus, aleg să nu mai vorbesc până am să plec acasă.
Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17. Eu sunt foarte capabilă păi să nu înțelegi. Ești. Tu nu ești capabilă nu. Să înțelegi. Nu ești. Vrei să te descerți cu mine? Vrei? Că mai am o săptămână în spate în care ai vorbit nu, despre mine, aiurea. Dar Ramona, te rog să te limitezi cu glumele, că n-am cap, n-am creier și n-am inimă. Ori o vrei, ori nu vrei. Ori o iei, ori nu o iei. Tingal, am fost destul de explicit. Gabriela, iubita afară. Dar dacă aveam iubit afară, oare credeți că mă mai lăsam să mă mai filmeze sau să... Gabi, eu știi, lasă-mă gândesc. Poate de-aia te joci cu amândouă ca să nu fie prea obvious că ești doar pe una. Păi e vorba de mine și relația mea. Când eu îmi discut relația, nu e nimeni interesată și în gala am fost oprit că e plictisitor. Dacă eu sunt plictisitor și ce am eu de spus, Alex, să nu mai vorbesc până am să plec acasă. E simplu să spui așa, e ok să folosești tu cuvinte ori, dar spune, bă, le folosesc că m-am enervat. Marius, nu le folosesc că le folosesc. Conștientul tău zice, te trezești că spui chestia aia. Nu, eu cred că ar trebui să luăm exemplu. Dacă exact. E un exemplu negativ, să nu facem așa da. Și să nu reproducem. Normal, o să și arăți cu degetul. Da. Acum tu nu mai poți să arăți cu degetul pe nimeni. Marius, eu știu ce spui tu. Că e normal... ca și cum acum dacă se bat doi, vin doi oameni noi în casă și se bat, eu să, pot eu să-i arăt cu degetul? Nu mai pot. Nu! Am făcut-o și eu. Păi logic, nu împrumutăm bătăile și... Nu, nu, nu! Era doar un exemplu de ceva ce am făcut și eu și nu e normal să-l fac și restul băieților. Și asta zic că dacă mâine doi se bat aici, nu mai pot să zic, bă, sunteți niște... V-ați bătut, ați făcut, ați drept. Cel mai bun exemplu deci la mine, cum eu am bine, mare, nu zic, eu am zic că după 10 luni am împrumutat un cuvânt și probabil la un moment dat l-am folosit, fără să vreau. Subconștientul meu a lucrat. Dar l-ai folosit că l-ai folosit și asumă-ți că l-ai folosit. Nu dar eu spun, nu am spus tocmai acum 3 minute, am zis că e normal, dacă stai poate cu coleg de cameră sau cum stăm toți aici, auzim anumite chestii, fără să vreau, le iau și îl folosesc și îl pun într-un context și mă trezesc că el pus într-un context fără să vreau. Adică subconștientul meu mă trezesc că iese... Uite, eu când mă enervez, taci, îmi vine la gură, zic, nu contează că e bun că e rău. Și e greșit, e greșit. Și îmi pare rău după. Bine, Marius, oricum e în zadar. Înțeleg. Marius, știi care e părerea mea? Ea se face că nu înțelege, înțelegi? Ea e destul de capabilă să te adună. Ea se face că nu înțelege. Dar Ana, te rog frumos, ești din discuția mea. Ela, este părerea mea despre tine. Părerea mea. Nu da părerea, nu dai o părere despre tine. Eu știu că tu ai înțeles destul de bine subiectul ăsta și știu că ai înțeles foarte bine ce am zis noi toți din casă. Doar că tu vrei să duci subiectul într-o altă parte, înțelegi? Nu duc, discutăm. Dacă ești capabilă să înțelegi, discutăm. Eu sunt foarte capabilă păi să nu înțelegi. Ești. Tu nu ești capabilă să înțelegi. Nu ești, mă nu, tu nu ești capabilă. Eu încercam să discut cu Marius, păi, că Marius de 30 de minute, 40 de minute stăm să-ți explicăm toată casa ție un subiect pe care l-ai să te descerci cu mine. Vrei? Că mai am o săptămână în spate în care ai vorbit despre mine, aiurea. Nu vreau să mă cer cu tine, nu. Păi dacă îi vorbim. Nu, nu vreau să mă cer cu tine, eu vorbesc, dar doar că îți spun că te faci că nu înțelegi. Nu, băi, dar poate nu înțeleg, dar tu știi ce? Tu ești în subconștientul meu sau te numești subconștient? Tu meu că nu înțeleg. Păi n-ai cum, frate, dacă eu Ela, nu înțeleg ceva, o sau dacă sunt nelămurit. Să te prefaci. Portează și pe Andreea în discuție. A, așa cum te-ai prefăcut și tu multe situații. Deci ea vorbește în cunoștință de cauză. Eu, nu, eu chiar încerc să discut omenește cu Marius. Punct. Da. Că te-ai băgat tu un subiect, înțeleg nu, că ține nașul tău, dar fel, nu cu mine. Să-ți explică, nu. Să-ți explice anumite chestii pe care tu nu le înțelegi. Tu vii, tu spui că, bine, cred că și eu am... eu dacă am jignit la rândul meu, cred că din cauza de aici, din casă, că am luat în jurături din casă. De ce? Dacă te duci și bați, înseamnă că la rândul tău... Suntem toți de 20 de ani. Nu puneți cu bătaia fizică, cu chestii fizice, nu le puneți. Aici de 10 luni în jurături noi, adică fai. Am auzit, dar nu am folosit. Lasă încolo, că nu ești crescută la curtea regală și... O să dau un exemplu, dar afară, nu ți aici, afară, da? În spate, îl foloseau niște serios persoane. Acum? Ascultă-mă, Marius, îl foloseau niște persoane. Poate o să te dau în afară, nu vorbesc aici. Și am început și eu mă trezic că vorbesc așa. Nu, dar băga mea și făcea mea. Astea sunt clasice. Adică dar nu le astea nu le folosesc. Da, uite-te că de multe ori poate... În fine, nu. E o diferență, trebuie să-i atrag atenția, dar noi dacă nu-i spuneam, poate ea nici nu-i spunea. Da. Înțelegi, de-aia trebuie să-i spui. Doamne, Bianca, dar e bărbatul meu, normal, dacă voi nu spuneți, eu nu spun. Hai, mă, mă lăsați. Ba da, că și pe aia deranjată, nu avea cum să... Normal, cum să nu-i spun, frate, când ziceți voi? Dar i-a zis deja din seara, când am ieșit afară de la gală, afară, primul meu cuvânt asta a fost, cum vorbește așa? Dar el aici a făcut gesturi, voi pe degeaba vă puteți afară, că oamenii nu știu ce vorbiți voi în afară. Voi încercați să vorbiți aici, în 5 ani, sau ce credeți? Da, nu 5 ani, dar mai tare dacă mi-i zic toate felul din casă, bă, vezi că se comportă urât cu tine, am un semnal de alarmă, voi
stai cu noi bine. Da. Chiar dacă în capul meu poate nu e un lucru așa grav, dar dacă spune toată lumea... Nu e normal, dar na, că de la orice a fost grav pentru mine, i-am spus chestia așa, vezi? În viața mea să zic că chiar așa, nu știu ce... Te vorbesc la modul. Bine, îți dai seama, e vorba și de vârstă și de unde locuiești, în ce cartiere și cum. Face cald de aici. E cald rău, dacă nu ne pornești și nu nimeni aia. De asta am venit. Nu de altceva. Dar ce culoare la tricou ți-ai luat, nașule? Da, da. De pe mut. Mamă, și poate mă trimite pe mine în parte. De ce? Am ghicit una. Vine nănașa! El era acolo cu Gabi, când am coborât eu. Dar eu am auzit vorbi de fete înainte. Și n-am știut... M-am dus să-l pop așa și s-au tras, știi? Și am văzut că s-au tras așa, m-am mai luat și am plecat. Și el mi-a zis, a, tu ai fost cu Gabi și cu ăștia, cu nu știu ce, cu Gașcă. Eu nici nu știam că stai acolo, numai pe Gabi l-am văzut. Și ziceam, ce fete, ce? Și am zis că m-am luat și am plecat acasă. Stat un pic, i-a dat mesaj și i-am zis, știi de ce am plecat? Că m-a enervat atitudinea lui, cum m-a împins, știi? Adică da, eu l-am dau să iau un braț să-l pup și el m-a împins. Și m-am enervat și a, lasă că tu ai fost cu ăia, că nu știu ce. Și mi-a zis Ligia acum că Livian știa că ei erau acolo. Deci știa ce că nu... Mincinos. Mie nu place să fiu trădată, înțelegi? Dacă se întâmplă, băi, se întâmplă odată, dar să mă ignor, pe... adică mie să-mi oferi. Da. Bianco! Accept. Ce-i? Nu știu, în privința mea, mi se pare că tu mereu ai fost constantă. Nu mi-ai atras atenția, că dacă îmi atrăgea atenția, probabil și în spate chiar, logic că eram altfel. Nu știu, eu te-am văzut... Pe ce? Pe asta zicea Mela. Că dacă era să fie vorba despre tine, îți atrăgeam afară atenția. Îți spuneam ție. Da, da, în gală... Deci, n-ai avut de ce să te superi. Dar nu, știi cum, că lucrurile se interpretează cu totul altcumva în afară. Dacă tu vii și spui aici, bă, s-a dus, a stat 2 ore pe iaht. Păi, ăsta e adevărul, n-am. Da, da, se interpretează. Asta nu este vina mea că tu nu ai venit, dar nu era vorba de 10 minute. Pe mine, dacă eu zic că am stat 2 ore cu, să nu zic Gabi, Ramona stă cu Gabi 2 ore afară, singur. Toată lumea poate să gândească la ce vrea. Păi da, dar nu tu, pentru că știi că nu există absolut nimic. Cum adică nu eu? Păi de ce n-ai venit atunci să fii, bă, fetelor, e băiatul ăsta cu fata asta, eu vreau să fiu în 10 minute acolo. Așa era vorba de 10-15 minute. Dar așa a fost, trebuia să fim punctuali. Nu e vina mea că voi ați întârziat 2 ore. Nu mă interesează, eu vorbesc despre altceva. Am și chemat. Dacă adevărul e ăsta, au fost 2 ore. De ce n-ai venit să vorbești tu, fată, tu? Mie mi se părea corect adică să vii, chiar în seara aia, să vii, bă, Ela, nu știu, ce s-a întâmplat, ce ai făcut, nu știu, sau să cer, dar nu, ce vreau să mă pe cameră un pic să văd care a fost situația. Dar cu cine ai mi-e treabă? Trebuie să zic că, omul meu. Păi, ok, tău. Dar eu am fost inclusă aiurea, la modul că... Omul tău ți-o zis ce-o avut de zis și totuși ai continuat. Și pe lângă chestia asta, Ramona, te rog să te limitezi cu glumele, că n-am cap, n-am creier și n-am inimă și ce zici tu pe acolo. Am întrebat-o pe fata asta. Fată, s-o supărat, e la pe mine în gală. Și o zic că da, un pic s-o supărat. Păi da. Fată, nu avea de ce să se supere pentru că nu aveam pretenții de la ea sau nu trebuia să vorbesc cu ea. Dar ce pretenții aveai de la mine? Că nu înțeleg. Nicio pretenție. Te întreb, că n-ai avut pretenții de la ea, dar de la cine ai avut? Din punctul meu de vedere, a fost corect. Trebuia în 10 minute să ajungeți toți. Adică e exact timpul în care noi ca să clarificăm că nu, pe mine mă seacă foarte mult situația și mă pune pe mine într-o postură foarte urâtă. Nu mai, adică de mult nu avem ce pretenții să avem pe planul ăsta, unul de la celălalt. Iar m-a deranjat în gală, că gen, bă, puteai să vorbești cu mine, că știi că mă pune într-o postură proastă și toată lumea interpretează ca și cum nu mă interesează de nimeni, am respect față de toți. Dacă eu v-aș vedea împreună, crede-mă de suflet că salut, salut și atât. Dar am... Și chiar când am văzut că te joci și așa, chiar m-am bucurat că voi să vezi cum să ia parte și ea, nu o să se mai supere. Na, m-au jurat în afară. Ți-am zis, bă, nu mi-l trebuie și niciodată nu aș vrea să te văd că suferi din cauza mea. Dar na. Deci cum ar veni, noi eram certați în gală, da? Știi bine. Și ți-am spus, clar. Că m-a supărat când am văzut că tu erai certat și după aceea râdeai. Și slăs de bine. Nu știu că ai făcut cum ar veni să... Eu știu că ai făcut cum ar veni să... Mi-am făcut Caterinca. Dar și eu la fel gala trecută am făcut-o toată gala Caterinca.
Înțelegi, dar eu mă referiam că facem caterincă, faci caterincă, faci caterincă. Și după un timp, după oamenii... Nu, așa e în capul altceva, cred. Nu, așa e în capul tău. M-ai întrebat vreo 5 oameni și mi-au răspuns la fel, că da, așa e. Păi și tu întrebi 5 oameni la și restul toată țara. Și cred că lumea... Nu, nu, altceva, nu, apropiați mă întrebat. Lasă-mă, apropiații tăi, că apropiații tăi normal să țină cu tine. Și o să dea cumpărarea aia vis-a-vis de tine, bine, ca să fii tu bine. Dar nu trebuie să întrebi apropiații, să fii curios de altă lume care e imparțială. Nu lumea care e apropiată de tine. Așa pot să întreb și oameni care s-au apropiat de mine și îmi dă mie dreptate. Adică e la mintea cocoșului. Ori o vrei, ori nu o vrei. Ori o iei, ori nu o iei. Când am pus problema așa? Nu știu, așa zic și eu. Păi, din câte ți-am minte, în gala am fost destul de explicit. Nu? Sau prin gesturile mele nu sunt explicit. E... Da, adică nu posibil. Mare parte aveți dreptate. Prin gesturile mele nu sunt. Dar gesturile le fac că o văd așa. Și iar am ajuns de unde am plecat și... Iară zic că nu mai trebuie să fac niciun gest. Nu trebuie să faci, stai liniștit. Bine, poți să le faci dacă simți, nu trebuie să le faci să fii păi, obligat. Nu, îți mulțumesc frumos pentru tot ce ai făcut pentru mine. Cu e drag. Suficient. Păi, ia să zic. Eu nu știu cum ne mai rezești, crede-mă. Eu cred că aș fi cedat de mult. Am fost eu prost. Trebuia de la început să pun piciorul în prag. Tu așa trebuia să faci de la bun început? Tot timpul am făcut așa. Să pui piciorul în prag și să fii... Dar vezi, nu poți. Degeaba spui că atunci nu poți. Trebuie să poți. Adică să suferi mai târziu, mai bine suferi atunci. Mai înțelegeți? Nu mergeți pe același drum? Nu aveți același orizont? Ceva de gen. Dacă nu se mai poate, fiecare pe drumul lui. Vorbim de despărțire? Da, bineînțeles. Nu putem să ieși când am 20 de ani. Am făcut, mi-a planific o chestie de lună de zile. Tu abar n-ai câte nopți n-am dormit, câte idei a trebuit să faci. Păi nu, eu nu văd că tu mulțumești. Tu nu văd că mulțumești, că dacă mulțumeai, nu era, nu avea comportamentul ăsta față mine. Ai înțeles? Putea să și glumesc cu o mie de femei în gală. Păi nu te-a să te intereseze, că știi că-s al tău. Păi știu chestia asta. Păi nu, n-am văzut chestia asta față, parte, n-am văzut chestia asta față, adică... față de mine. Da. Calmează-te.
departe. Toată chestia de aici, ca să înțeleagă toată lumea, să înțelegeți și voi, e faptul că m-a săturat să nu ofer ideea, bă, de a ne împăca, avea o relație sau ceva, și totuși eu de 10 luni să fiu testat, dacă, să vadă dacă o iubesc. Mă lasă să stau 2 ore pe iaht, adică nu vine ca să vadă dacă o iubesc, mă înjură sau nu mă înjură. Îmi închide telefonul și îmi zice că ne despărțim, asta a fost mai de mult. Să vadă dacă o sună apoi înseamnă că o iubesc. Acum 4 zile a fost dovada pură că o iubesc, dar mai trebuie să mai îmi dea un test să vadă dacă o iubesc. Eu n-am nevoie de așa ceva și o să se termine toate foarte curând. Fiindcă ce pățesc aici, mă fac bucățele, nu mai e de mine ce e aici. Am stăzi eu de mult, dar eu mă duc în cap stând aici. Pe tăti planurile. Și cel mai important plan psihic, sufletesc. Nu mai am nevoie de așa ceva. Prefer stând în competiție sau stând în relație cu ea? Nu, competiție vorbesc. Ce? O să dovedești tu cu faptele tale. Ce e mai... Pentru imaginea asta o să dureze 2-3 zile, 4 zile, să zic. Asta ce spune lumea și imaginea ta, mai băiatule, că contează că eu sunt cu tine. Nu e vorba. Până ce plecăm acasă, uite toată lumea că tu mi-ai zis și un cuvânt urât. Doamne! Da, să pun și eu de chestia asta. Eu zic, tu nu te legi de aia. Acum tu ești Berna și ești Filip? Nu. Serios, am inversat rolurile. Nu, tu nu te legi de aia. Păi nu mă interesează ce zice lumea și ce mesaje primesc. Pe mine nu mă interesează ideea aia, acum să vorbesc, dar... Păi nu mă interesează ideea aia care e cu... Că uită lumea, că nu uită lumea. Mă refer strict la comportamentul tău față de mine. Nu ce zice lumea, da? Bianca, dar el ți-a creat niște așteptări în spate sau chestii de astea? Are, nu știu, ți-a creat niște speranțe? Adică nu, noi nu știm, încercăm să vorbim, că înțeleg că aveți chestii în privat, dar na, noi asta înțelegem. Nimic de genul. Ela, comentează pe ce se întâmplă în emisiune, te rog. Asta e. Te rog. Nu înțeleg nimic. Ce-a fost în afară, a fost în afară. Nu o să mai fii și... Păi nu, ea te-a întrebat ceva. Cred și că cel mai bine e pentru toată lumea. Ea te-a întrebat ceva și prin răspunsul tău, dar lași de înțeles că eu ți-am oferit speranțe afară și, de fapt, nu ți-o ofer. Și... Adică, răspunde la întrebare. Nu vreau să dau nicio explicații, vorbești. Păi nu vrei să dai explicații, dar duci toată conversația în favoarea ta și cum vrei tu să prezinți imaginea. E urât. Nu vreau să prezint nimic. Dacă vrei să vorbești tu ceva din afara emisiunii, Bianca, e urât pentru că tu zici chestii de mine, că nu te prețuiesc, nu știu ce, dar eu mă las pe mine pe locul 2 pentru tine. Eu mă iau la ceartă, eu mă fac, eu mă înjosesc pe mine ca să fii tu bine. Eu fac tăti nebuniile și ca ce? Ca tu după 3 zile să-mi zici că nu te prețuiesc? Pe atunci, Bianca, îmi vine greu să o zic, dar nu vreau să fim nici prieteni. E adevărat, prietenii nu se pot. Dar nu o să fii. Păi, cel mai bine. Și ce doare mai tare? Ne despărțim sau ta nu cu o vorbă urâtă? Amândouă. Nu, cred că în mare comparație... Pentru mine de ne despărțim doare mai tare. Da, și pentru și vorba urâtă doare. Da, dar e altceva când zici... Față de comportamentul ți-am de serio. Că poți să compari, mă iubim, am două lucruri, dor. Ba nu, dor la și fel. Vorba urâtă doare și da, ce da. Ne despărțim. Bine. Nu, după părerea mea, că în opinia mea, amândouă cuvinte, pentru mine, dor. Bine. Logic, amândouă dor. Dar zic că mai rău doare ne despărțim sau o vorbă aruncată la nervi într-o prostie. Ai înțeles? Adică, cred că diferă lucrurile. Dar fiecare are opinie în inima mea. Bine. Eu cred că pe mine m-ar durea mai tare ne despărțim, ca și pe tine. Dar și cuvântul ăla, dacă mi zice, mă doare. Nu uit niciodată și mereu te țin în minte cum ai vorbit tu. Diferența e asta. Mai bine ne despărțim aia, uiți, că am și uitat de câte ori ți-am zis și nu ne despărțim și ne iubim, decât să mă faci, și nu uit niciodată, părerea mea. Da. Sau da. Că și eu te să... Adică n-am uitat nicio multe cuvinte pe care le zic. Dacă stăm să o luăm așa, să știu ce să văd acum încolo. Din afară, pare că tu îi dai speranțe. Cumva în spate ai niște așteptări de la ea, ea îți îndeplinește tot ceea ce tu... Da, așa pare. Tu îmi zici cum se vede. Așa pare. Cum se vede, da. Cum se vede, știi? Chiar dacă noi știm... Poate fără să-mi dau seama... No, așa pare. Știi și tu că realitatea de aici nu e cea care se vede pe televizor, știi? Și de asta zic. Că înțeleg foarte mulți oameni care... Ea te iubește. Ei văd altcumva, dar nu e situația așa.
nu e vorba că eu sunt mai mult, ea ține mai puțin, sau ea ține mai mult și eu mai puțin, sau că ne respectăm mai puțin, nu. Nu. Amândoi suntem de vină și cel mai bine e să se oprească totul. Bine, vezi, din cauza reproșurilor astea, se pare că v-am depărtat. Eu n-am mai adus. Nu se mai unesc. Ai, că n-am mai adus niciun reproș. Nimic. Și când mi se părea mie ceva, evitam să aduc, știi, ca să nu ajungem spune, aici. Spune, spre deosebire de tine, ea spune, ea pare deranjată la anumite lucruri, anumite gesturile tale și uite-te. Da. Din păcate. Închideți-mi, vă rog, conexiunea, că nu mă interesează. Dacă eu te fac pe tine vinovat, pe degeaba, e păcat, din vina mea, să te fac eu vinovat. Da, indiferent. Nu știu cum o gândit tu acolo, știi? Adică, bă, n-am vrut să vin ca să stai tu două ore cu ea, dar îți reproșesc. Dar eu nu sunt ispită, în primul rând, aici. Îți reproșesc. Mi s-a tot reproșat din toate punctele de vedere. Ela, de ce te joci, de ce faci de aia? Nu există. Nu, Ela, de aia cum am zis și acum, nu o să mai, adică nu vreau să îmi pierd. Am vorbit cu tine și în privat, dar am zis că vreau. Nu vreau să ne îndepărtăm așa, prietene, și da, o să fiu mai rezervat, ca să nu-ți fac ție, știi? Nu mie, ei. Și prin Iacob, lumea o vede pe ea supărată și de mine. Dar nu, ea la ea știi de ce nu îmi vine așa? Pentru că ea a susținut în ultimele două săptămâni, o zis de vreo trei ori, bă, eu stau calmă că am văzut. Adică, păi aia zic. O zis și chestia aia cu interviul, că i-ai zis ca să luăm separat. Și că o zis că de atunci te-ai s-o convins că nu e nimic, știi? Dar ea vede. Am făcut de treabă, nu mai sunt. Adică mi-am dat seama că viața merge înainte și că nu... Da. N-a murit nimeni din dragoste. Dar ce, voi ați venit așa sau că v-a trimis? Eu am cer voie, ăsta intra frauduloz, vrea să danseze cu Ramona și nu știe cum să... Ah, nu, lasă, Gabi, că atunci dau video dacă nu vrei să vorbești despre asta. Gabi, de ce nu... Hai, stai un minut să te întreb ceva. Dar de ce nu vrei să spui adevărul în emisiune? Mai bine dau video ăla. Dar ai filmat aici, nu? Da. Am așteptat să văd dacă spune adevărul. Să-i Diana sau... Logic, cine-i clar? Lăsați vrăjeala. Normal. Nu vrăjeala, eu te întreb. Nu mă, te-am filmat serios, că am văzut eu. Am, pe dacă eu am văzut telefonul, că nu m-a filmat. Chiar te-am filmat, vorbesc foarte... Atunci de producție. Vrei să-l dau? Da. Eu mă așteptam să spui adevărul. Păi n-auzi că nu e nici adevăr. Cum nu, că afară diugu-diugu. Am dansat cu ea? Și Ramona, când a văzut că sunteți filmați, s-a tras din brațele tale. Am stat cu ea de gât, da. Dacă ai fi văzut emisiunea de ieri sau de alaltăieri cu bătaia lui cu Ela, de la make-up, era aceea schemă i-a făcut. Da. Aceea schemă. Da, cu Ela n-are atitudini de astea afară. Nu. Ce? Cu Ela n-are atitudini de astea afară. Cel puțin am surprins eu. N-ai surprins tu. Înainte a fost fix aceeași chestie. Vezi cum nu vrea să spun adevărul, Diana. Nu mă interesează. Nu, așa numai, ca și colegă, de platou. Chiar nu mă interesează. Absolut. A vorbit de noi, probabil. Dar ce se întâmplă, eu știu că respectul nu o să pierdă nici Livia, niciodată și nici Bianca. Ați vorbit de noi aici la ușă? Ce se întâmplă, asta eu... Ați vorbit de noi aici la ușă? Și cred. Când ne-a dat conexiune pe... Am făcut o glumă, da. Ce ai zis? Glumele lui, proaste. Ce ai zis? Ligi zice, îi reproșea lui că de ce nu recunoaște că a făcut scheme cu Ramona afară atunci în maxim, știi? Păi zic, bă, Ligi, ai să râzi aceea schemă, a făcut-o și cu el, la make-up. Ah, dar a fost filmată, aia n-a fost filmată. Da. Spune, Ligi, ascult. În afară, cu el nu are reacții de genul, cel puțin nu am surprins niciodată. Nu, niciodată. Băi, nu, dar Ramona ai. Acum, lăsând gluma la o parte, n-are. Păi e frică aici. Că vede anumite persoane de afară. Că văd anumite persoane? Că văd, da. Că văd. Nu mă gândeam la... Cine am vrut să folosesc la singular. Nu, asta e problema. Cine la... să vadă? Plural. Cum? Ei, nu, o prietenă. Nevastă mea. Da, exact. Cap de urs pandă. Păi dacă ai nevastă, că da. Bă, stai mă că e... Bă, Ela, știi care e partea interesantă? Că ei când au observat că sunt filmați, vezi, doamne, se jucau ca și doi copilași. Înainte de asta, stătea bine Ramona. Da, Gabi a inițiat toată treaba asta. Nu contează, dar Ramona stătea bine. Întotdeauna, înainte de durere, e plăcere. Exact. Nu, mă, serios, Ramona. Da, eu v-am lăsat prima dată. Gabi mi-a spus, vezi că ne filmează și eu zic, da, e bine atunci. Întâi a fost durere și l-am făcut așa. Nu, întâi a fost plăcere și l-am lăsat transformat. Mai vreau să mai facem o dată, să vedem. Da, mai facem un video. Păi Manu, stu Găbițu când ai treabă. Da. Chiar s-a jucat cu mine, adică trăgea de mine, adică mă trăgea de mine. Ce nu face asta? Da, tot, n-a fost nimic, wow. Face asta și cu Gabi,
ne filmează și în timpul ăla m-am învârtit odată și m-am dat așa pe spate. De ce nu faci asta și cu ela, dacă doar te joci cu Ramon? Dar nu, păi între noi... Nu, nu vreau, doamne. Noi suntem mai apropiați, poate. Da, exact. Avem o prietenie mai... Na. Băi, nu, acum să mă la o parte, eu eram cu Gabi, nu. Da, doar se drag. Salută și atât ei doi. Da, câteodată nici... I-am dat cadou. E, dar cu ce să facem, o să nu mai fim nici prieteni? Nu, 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 nu tu cu el, nu tu cu el, ela cu Gabi, nu tu. A, nu. Voi sunteți prieteni, normal să... Nu, a zis... Și eu când mă întâlnesc cu ela, vorbim două minute, că nu suntem... Marius, dar nu m-am referit că a zis Ligia, o, ce frumos, Marius, stă ce ai zis tu. O iei în brațe pe ela, dacă sunteți prieteni. Niciodată n-am luat nicio femeie afară de Andrei. Dar Ligia nu e un culo, adică ce am făcut? Dacă am luat-o în brațe, asta înseamnă că suntem și împreună? Dar eu n-am spus, stați să nu aberăm aici, sau să... Nu, mă, Ligia, voia să sublinieze că există plăcere. Nu e vorba despre asta. Dar nu e invizibil la el? Eu despre el vorbesc. Bă, și un picuț despre Ramona. Ce nu i-a zis? Lasă-mă. Despre mine n-ai ce să zici că eu recunoșteam. Ramona stătea foarte liniștită în brațele lui, da, până când a văzut vizibil? Camera. Ce e vizibil la mine? Bă, vii, tu, Ligia, eu m-am jucat cu el, m-am tras de vreo 3 ori, poate să spun asta, mă trăgea de mâini și eu mă trăgeam și spuneam, lasă-mă Gabi, lasă-mă Gabi în pace și după aceea el vezi că ne filmează și am zis, a, ne filmează? Uite că o să stau acum, dar n-ai bine. Asta să te cu spatele către pieptul lui. Da, și m-am înainte să pornezi o cameră. Îmi pare rău că n-am surprins momentul. Exact așa, m-am. Gabi stătea așa, mă ținea de mâini, așa, după m-am învârtit și m-am lăsat așa. Asta e când pornit camera. Hai, Ramona, vin să facem... Fac ce vreau, că sunt singură. A, corect. Na, nu mi se pare că am făcut wow, cine știe ce. Ce-l înveți, Livian? Îi dai lecții, mai da ponturi. Îi dai lecții, Livian, sau ce faci? Nu, nu, nu. Piruiu. Livian. Ce e cu tine? Ești tăcut de rău. De ce tot îi dai ponturi, nu, Găbițu? Dă-te la parte. Nu. Gabi. Livian. Da. Ce faci, dragul meu? De ce îl înveți pe Gabi? Ce îi dai, ce îi dai lecții? El învăța la prostii. Nu, l-a rugat să fie blând cu Ramona, să mă facă gelos. Ce? Te rog, Gabi. De ce să fie blând cu Ramona? Te deranjează dacă e mai agresiv? Da, el e foarte blând cu Ramona. Îți pare rău de ea? Îți pare rău de Ramona, Livia? Mă, dar voi ce te faceți? Ce fac? Cine e implicat? Să-i ducă pudra la ela? Ha? Păi tu ești fraierul ei, mă, te-ai dus până acolo ce doar să-i aduci pudra Gabi? Elei. Băi, ce... Mă, răspunde! Da, mă, să zic eu la ureche ce ai. Zi. Te lasă. Păi lasă. Mamă, miroase parfumul ăsta de moarte. Oh! Asta era pedeapsa. Auzi că asta era pedeapsa. Nu, era plăcere, era Dana. Era plăcere, da, Dana. Era plăcere. O bubată pe gură? Da. Nu știu. De când mă... Vezi, nu mai sunt obișnuită să am iubit aici în casă, că eu... Ce vrei de la viața mea? Nu, e mea. Ba, aia mea aia. Că și eu m-a dus-o. Nu e a ta. Gabi! Stai tu, le, Doamne! Stai, măi! M-am mișcat de mâini. A dat cu ceas. Da, și ești bine? Vezi, Gabi, de gesturile astea vorbesc eu. Gabi, dacă aveai tanga, era... De-aia poți tu și știi? Știi cum se văd de asta? Opa, ce-ai zis, Berna? Ocupat acum! Nu, că... eu n-am treabă cu ce face Gabi în emisiune, am treabă cu ce face în afară. Hai zic. Ce fac? Și dacă, mă, dacă, tunt, zic, dacă făcea cu Diana ceea ce a făcut și cu Ramona, aduceam. Dar mă refer acum, o vreau să pupe păi pe Diana pic, și... Stai un pic, asta ți-a zis Diana ca să zici le tu sau ce? Le deranjată după ce auzi. Ce mi-a zis eu, Diana? Gabi, dat... eu? Gabi, nu mă mai subestimați, vă rog frumos. Încerca să te scoat acum, dar... Încerca să nu mă subestimați. Păi nu, Ligia, dar cum? Că și cu Diana am avut gesturi frumoase în afară. Nu poate păi tău, asta zice că nu mai aveți gesturi afară. Nu mai aveți. A, că dar nu mai avem? Păi nu aveți. Nu mai aveți. Păi da, dar e mult mai ok. De ce să mai avem? Că am zis că nu aveți. Înțelege altceva. Am zis că dacă ați avea, cum a fost la mare și îmi pare rău că nu le-am filmat eu pe cele de la mare, dar cu cine vrei? Dacă ia să dai Ana cu Paris, cu toate ce vrei să... Găbițu! Asta până ați aruncat cuvinte destul de grele și după aia v-am văzut. Păi bun, și după aia am vorbit și n-am înțeles. Adică a zis ca să nu mai avem cuvinte de genul și să nu mai atacăm cu nimic. Acum ce să fac? Să fug când o văd, să o fug? Doamne ferește, n-a zis? Doamne, când o văd, să o fug. Eu zic, în afară, fără că îi dai speranțe, și aici nu, Ela, nu. Foarte mari speranțe, vai, mă ia în brațe, vai, ce face,
fai de capul meu. Așa pare. Chiar la mare, doar la mare au fost niște... Nu, uite, întreabă că... Asta e problema, vrem? Păi dacă eu mă... Și eu aș fi interpretat la fel. Păi dacă eu mă încerc cu... Ela, chiar dacă dar da mie Gabi Speranțe, nu ar mai fi nimic între noi. Ela, eu știu ce-ți vrei să zic, dar crede-mă că nu e așa, nu e... Pentru că săptămâna trecută... Are și adevărat că ai... Nu că aștept că să fac un cuplu cu el în afară, cu ea în afară. Eu explic chestii. Vrea să te testeze aici și mai apoi în afară să faceți un cuplu. După faza cu marea. Asta mă rog, zic, asta zic, dacă la mare treabă. Eram cu pregătită pentru Găbițu, l-aș fi filmat la mare, pentru că el a zis în emisiune că a stat din voilà. Cu Diana. Și eu am auzit că au fost destul de apropiați. Atunci, dacă vedeam și în zilele astea deci niște apropieri asemănătoare cu cele... Brațe în brațe, mai... Adică... De ce crezi, Bernat? Poziția cumva! De ce crezi că o luam brațe la mare, Bernat? De ce crezi că o luam brațe ăsta? S-o facă geloasă pe Ramona? S-o crezi? Nu. Mi-a păsat de ea, adică nu. De ce crezi că o luam brațe atunci? Nu mai, hai, vă rog, eu să închidem subiectul ăsta. Dar nu închide, pentru că aici pare că nu te bagă în seamă și în afară te bagă. Nu, dar la ta e regală, că m-a supărat. În afară o bagi în seamă și aici? Nu, Ela. Jet. Bă, dar cum sunt aici, așa sunt și în afară, nu înțelegeți? Fii atentă puțin, da, am băgat-o mai mult dar în seamă la mare. Dar știu că pare ciudat, dar asta îi explică cum sunt aici, așa sunt și afară. Oh, că... Atunci avea probleme cu piciorul și a luat-o... Nu, terminat de afară. Mă lasă-mă să-i explic fete, că el a înțeles o chestie și vreau să-i explic. Nu e că e pentru cei de acasă. O să profit de situație. Cum profit de situație? O să vezi, acum nu pot să zic. Și să văd că până acum am văzut că stai să o uși pe Diana cu ulei. Păi, dar n-am unză cu ulei deloc. Dar cu ce? Unză cu cremă? Ia pe mine, m-am unză. Da. Bine, e treaba ta. Chiar nu-mi pasă ce faci. Dar ești cumva geloasă. Nu vrei să ne petrecem timp cu stăm la mare, ne petrecem mai mult de timp. Să-mi petrec timp acum cu tine? Da. Uite că nu vreau. O să vedem noi. Ce o să vedem? O să te iau, te duc. În larg? Ne scufundăm amândoi în larg. Măneci. Nu, că ne cam nevoie de tine. Ai nevoie și de mine și de Diana, să înțeleg. Nu, doar de tine, de Diana am avut. Parcă sunteți mult mai apropiați acum, de când v-ați despărțit. Da, nu știu, așa mi se pare. Nu înțelegem bine, dar nu, niciodată o să mai avem ceva în comun amândoi. Cel puțin eu nu mai îndoresc nimic. Nu degeaba ți-am zis ție atunci, de ce n-ai luptat când a fost timp? La început? Da. Când am intrat? Da. Pentru că eu am știut atunci, bă, ea avea pe cineva, mi-era cu totul greu, știi? Bă, era o luptă și contra timp. Da, dar eu când am intrat, voi erați în cunoaștere deja. Eram în cunoaștere, nu aveam o relație, asta zic. Nu contează, erați în cunoaștere, Gabi. Păi și dacă te apropiai de mine, puteai să mă schimbi. De asta venim la puterea dragostei pe oameni, ca să ne cunoaștem, să arătăm puterea dragostei. Dacă asta tu așa e dreptate, da. Asta zic. Poate și-am greșit, știi, pe o parte, poate... Așa a fost să fie. Nu e timpul pierdut niciodată, asta zic. Că dacă îmi zici mie că nu vrei, eu am dreptul să încerc. Da, asta și-a. Nu? Uh-huh. Adică nu mi-ești indiferentă. Dacă ne întâlnim în casă, chiar nu mi-ești indiferentă, ți-am spus și ție. Nu o să dau niciodată să ia cineva de tine sau... Că am avut noi un conflict, o singur conflict de când ai intrat în casă, e altceva. Da, am avut atunci. Atât. Dar ales nu. Sincer, aș vrea să mai stau. De ce? Până acum ai zis că nu vrei să mai stai, că vrei să mergi acasă. Și acum, dintr-o dată... Să-ți spun sincer? Da. Să te fac pe tine să înțelegi că îmi place de tine. Nu te cred, Doamne. Păi, cât poți să minți, măi, băiatule? Nu minți deloc. Nu te cred oricum. Ba, da, de vezi serios. Ce ziceai, Gabi? Au zis, cred că Gabi a făcut insolație. De fapt, ușor că două de apre, dacă nu vedem așa. Făcusem insolație. Avea insolație și Gabi. Știu, el joacă la două capete. Două, Gabi e... Două aici! Da. Cine știe acasă? Da. Da. Era, tu știi Diana a ceva? Vrut să se ridice și să vedea clar cum da? Tu mari. Bravo, bă, era! Numai eu, cred că toată lumea știe. Da? Ce? Era. Păi, Găbițu. Gabi din Milă, s-a văzut că din Milă, na. Că joacă la doar la două capete. În afară, cine știe câte mai sunt. Și nu e, numai la noi ne referim la alea care da. Celelalte... Și ce contează, Diana, că nu i-a fost milă de la început. În primele ore nu i-a fost milă, la urmă. După ce l-a bătut soarele în cap, am observat, de la da, am observat, dar na, ce să mai a zic. A apucat... Diana, dar atunci când o pica pe tine, el a vrut să te țină și tu ai vrut să-l împingi? Da. Sau da. El a vrut să te țină și tu ai vrut să-l împingi? Așa e? Crede că i-am dat mâna la o parte, adică... S-a văzut că i-am dat mâna. Dar ai văzut unde se urca, nu? Deci mai sunt... În mare poziție compas. Auzi, în mare poziție compas. Ce a... poziție compas, Berna? Că eu nu mai țin. Stai, mă, 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 stai,
Stai. Eu cine? Poți să faci pe Filip. Eu cine? Nu, că nu-i frumos. Ah, păi pe mine e frumos. Adică, hai Luța aici. Cum să dăm eu? Nu, te face reconstituirea. Da. Eu cine? Te fete, nu, stai așa. Eu cine sunt, Gabi? Da. Eu sunt Gabi. Și ai deci cum ar veni în apă? Fiți atenți așa. Cum ar veni în apă? Hai, mamă! Du deci. Se interpretează. Nu mi-am schimbat orientarea, vreau să mă întâlnesc. Nu m-a zis că pe băiat e urât, nu. Berna, eu cred că ai făcut insolație și ai văzut aiurea rău. Nu, dar chiar erați în pus. Chiar nu eram, nu știu cum să zic, nu eram. Ba da, erați. Ba nu eram, zic eu că nu eram. Ba erați. Eu știu ceea ce am făcut și nu eram. A, că eram rău. Deci până aici era apă și erați față în față, Diana, erați îmbrățișați. Eu nu l-am luat pe Gabi deloc în brațe. Nu, trebuia să filmez, îmi pare rău. Eu nu mai țin minte, îmi pare rău, nu știu. Dar nu ăsta, ce ați dat voi? Ce treabă are ăsta? E, uite, staful. E, bravo, staful, mi-a plăcut. De ce dar pe mine să mă dați? Ai Husein se joacă cu... Da, eu chiar aștept clipul ăla, sunt curioasă să-l văd și eu. Dar nu e. Dar de ce e nevoie de clip? Am văzut noi. Ce? Am văzut noi ce clip, n-ai nevoie de clip. Noi n-am văzut ceilalți, adică eu păi n-am văzut. Nu, dar zăi să mă... Puteți face o reconstituire. Nu, dar vreau să vadă și cei de acasă, când azi, să gândească, Doamne, vai, a făcut Ramona cu Gabi. Dar ce s-a insinuat, Ramona? Nu s-a insinuat nimic, a spus că v-a jucat. De ce? Noi n-am zis nimic. Ne-am învârtit puțin, după aia te-ai lăsat pe mine și cam atât. Să nu... Că nici Ligi, ce Ligi? Tu, ce, tu ai vrut să scoți în evidență că ce? Că se joacă... Eu am spus foarte clar acum, dacă când o prinde, mai se joacă departe, cu ea. Dai seama că eu nu... Asta era ideea, nu că s-au pupat, că s-au dar luat n-am zis că s-au pupat, vorbeam de... Asta zic. Deci, și dacă nu dar există... poate s-au pupat, cine știe? Da, poate ne-am pupat, dar asta nu se știe niciodată. E treaba lor. Poate ne-am pupat, da. Până nu-i surprinde Marius, nu putem să zicem nimic. A, dar nu că nu mă... Nu o să ne surprindă nimeni dacă nu o să ne sărutăm. Poate au făcut online. Unde ești? Diana. Diana, ia, vino, ia, uite. Bă, dar erai demnă de milă, Diana. Bă, să mă rog, dacă nu... Că era mama aia. Da, bă. Demnă de milă, bă, nu știu. Te uiți așa la ea. Chiar avea nevoie de ajutor, se vede. Eram ca foști iubiții, concurenți la Puterea Dragostei, am făcut o poză. Dar până la urmă... Gabi e un băiat singur. Deci, Diana a zis că o să postez poza aia. Normal, că când o să postez. Până nu se difuzează episodul, n-are cum. Chiar o postez pe Instagram. Ce poze? Da, pentru că nu mai am nimic cu el. Bă, da, să zic Diana prieteni. La mare că o să postez. A, da, apropo, să postez, că și așa el a zice că da, fac rău iubitei mele. Da. O să ai postez, afară? Gabi. Despre ce vorbim, mă? Gabriel, ai iubit afară? Dar dacă aveam iubit afară, oare credeți că mă mai lăsam să mă mai filmeze? Sau păi, Gabi, eu știi la ce mă gândesc. La ce? La capul meu de detectiv, știi unde merge? Care e? Fraudate, joci. Dacă le zici tu cum le spunea Filip că-și face și poate de-aia te joci cu amândouă ca să nu fie prea obvious că ești doar pe unul. Da, să nu lase de interpretat. Eu unul nu cred, Ramona, că ești așa, sincer spun. Ba sunt. Eu unul nu te cred. Ce-am surprins noi? Gabi! Nu, mă, nu zic că e filmat. Zic că e filmat. Zic că e filmat. Hello. Am fost cu Irene, bine, mai ai și ea și tu rău și să vedem. Mai am o dată în brațe, am văzut oricum. Nu așa, n-a fost așa îmbrățișarea. Nu ai prea mâna în brațe, mai luat mâna nimic. Bă, ești gras rău. Dacă producția, dacă vă uitați foarte atenți, chiar când ați dat video-ul, printre oameni, așa dacă vă strecurați bine, vedeți că ei stăteau îmbrățișați, dar foarte relaxați. Iar în momentul în care m-au văzut pe mine, detectivul situației, să fiu sincer. Ai 1000. Ligi, nu pentru 1000. Te-am văzut mie, Gabi. E pentru tine, Găbițu, că joci la două capete. Ligi, mie mi-a șoptit Gabi la ureche, vezi că Ligi ne filmează. Nici nu te-am văzut. Așa, tu te-ai tras. Bravo, Găbițu, vezi?
Deci am presimțit, uite, acum mi-a zis Ramona, dar... N-am nimic de ascuns, Doamne ferește. Nici eu n-am. Asta nu-i de ascuns, doar că... Mi se pare că... Doar că în gală, dacă ți-aduce aminte, ce ai zis? Că tu cu Ramona doar prieten vrei să fiți și atât. Nu vrei să o cunoști. Noi și prieten, nu e atât. Nimic între noi. Toate fetele. Ramona. Haide, bye-bye. Bye-bye, fetele. Bye-bye. Când să mă duc? Haide. Tu te pune, Andreea, că e în pat afară. Unde? În pat afară. Afară? Da. Nu te Tu, Bianca, și mie mi s-a făcut astea orâte, nu mai stă în dreptan. Te ceru voie, Marius. Păi, dar nici nu știam. Marius, te ceru voie. Scuze, poftim? Te ceru voie? Nu, mă duc până la Andreea, că e afară și nu e ok. Păi a fost chemat afară, măi. Stă-mi pat acolo. N-ai trecut, Diana, așa-i? Hmm? N-ai trecut, nu? Nu, logic. A, l-ai chemat pe Marius tu. Da. Dar crezi că mai mai o pedeapsă așa? Bine, eu să fac eu pedepse, da, dar să dai... Mi-e dor să dau pedepse. A? Mi-e dor să dau pedepse. Macaron. Tu, Diana, vrea pedepse. Ca să-mi facă mine casa, ce? Dar cu cine? Cu Renat. Da, cu Renat nu are cu cine. Te-ai certat? Andrei, pe noi? Ce? La machiaj? Cauzeam. Mă cert? Auzeam țipi de Iorana la machiaj. Eu cu el m-am certat. Cine s-a certat? Că țipa cu... Așa am părpeat. Aia, cred că s-a certat că... La coafor era. Dar nu, s-a certat singur, nu știu. Cu cine, n-am înțeles. Ah, eram pe parte, Ligi pe parte. Dar n-am înțeles la ce. A început să zbire deodată și Ligi a zis. Că nu știu de ce zbiară. Ah. Și ce-i cu ea? Adică mi s-a părut, nu știu, din televiziune. A fost dat afară din emisiune? Nu, a fost chemat afară. Adică, dar să nu mai intre în emisiune, cred. Nu, mă, a fost chemată că se simțea rău. Se te-a întinsă. Era rău și poate să-i dea medicament. Ok. Și-a rămas afară. De mine ce-am vrut să se certa cu tine. Nu, urla la mine și la Pimrui, dar nu știu de ce. Că Nima cheamă acolo. A, urla cineva la voi două. Ia la noi. Pimrui? Da. La tine și la Lege, nu? Da. Ok. De ce? Că gen... Că de ce ne mai chem acolo și nu ne facem părul? Dar eu așteptam să facă părul. A început să strige la dată și a plecat. De ce nu? Stai frumos. Ce ai făcut la Andreea? Stai frumos, broască. Marius! Eu! Ce ai făcut, mă? Ce a pățit pirui? Bă, n-am făcut nimic, practic. Dar mai până aici. Am înțeles că v-ați certat. Da, da, dar din câte am înțeles, nu vrea să vorbească pentru că s-a certat cu tine. Nu ne-am certat, am avut o discuție despre noi, despre viitorul nostru. Și ce concluzie ați luat? Sau ați ajuns? Păi n-am ajuns neapărat la o concluzie, dar am spus niște chestii, chestii care ei nu i-au plăcut și supărat. Când te faci? Bun venit în lumea mea! Piroșii de discuții, da, asta, că eu... I-a zis o apuce de sală și a zis că nu vrea. Ea nu... A, era vorba de sală și de... Da, ea nu poate să treacă.
Nu, mă glumesc. Nu, 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 nu. Am avut o discuție de viață, o discuție de, nu știu, de planuri, de viitor, de chestii. Uite că a venit, Andreea. Și s-a supărat, e supărat. Dar nu ne-am certat, nu s-a întâmplat ceva. Nu ne-am greșit unul altuia. Da, da, ea e păi supărată e, rău. Da, știu, știu. Deci nu e supărată, să zic, puțin. Păi și de ce ai zis dar că n-aveți nimic, mă? Cine a zis? Păi nu ne-am certat. De ce nu? Vrei să spun că m-am certat? Dar dacă n-am zis că v-ați certat. Păi ea pare destul de afectată. E supărată pe tine. Nu e supărată pe mine. Ba, îi. E supărată pe situație, nu, mai mult. Nu e cu ba, e supărată pe tine, dacă nu eu... E, nu, nu știu cum să-ți explic, Bianca. Păi asta a zis ea. N-ai zis, Andreea, că ești supărată pe el? Supărată în urma discuției. Păi, uite că a zis că da, ce și pe el, și pe situație. Pe dacă situație, pe situație, dar nu pe mine. Adică nu i-am făcut ceva, înțelegi? Păi poate ai zis ceva atât. E supărată că nu repar situația. Păi ca să o repară, da, să vă aduc aici toată discuția din privat. E o discuție de viață, nu e o chestie dar de... Dar v-ați gândit că poate și Marius e supărat, nu arată? Da, nu, 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 nu e vorba de asta. Dar că... Marius, dați să încercați să ajungeți la un numitor comun. Da, n-am zis măi, eu că dar nu despre asta, nu știu cum să vă explic. Eu n-am zis că ea e supărată și femeile suntem mai sensibile și dar normal nu e vorba. Băi, fetelor, trebuie să fiți acolo ca să înțelegeți. Nu e vorba de ceva, adică ea nu mi-a reproșat mie, bă, ai făcut ceva sau să, bă, ai făcut ceva. Păi tocmai de asta sunteți voi în măsură și de asta sunteți aici să ne explicați voi. E bun, ea e supărată. Am întrebat-o de azi dimineață. Hei, ce adică să stea așa nu mi se pare ok. Părerea mea. Dar ce v-a adus în punctul ăsta? Că erați ok. Era... Dacă o discutați și o zici ce o să se întâmple în afară. Ne-am spus chestii, ne-am spus ce... Nu mai plânge. Ce vrem, ce nu mai plânge. Pretenții avem, ce gânduri. Tu, Mariu, ce ai făcut? Măi, dar nu i-am făcut, mă, fetelor. Nu i-am făcut nimic. Păi de-aia zic, să lasă multe de interpretat și atunci... Nu, nu. Nu, că ea suferă, nu fiu. Mariu, ce nu vreau să o luați în râs, că nu e de râs. Filip, lasă-l să vadă. Ce șoricel rău ești. Dar nu, e, voi așa sunteți voi, fetele, credeți că... Dar plânge, mă, vino și iau în brațe. Am înțeles, dar am fost și până acum acolo, dar nu rezolv asta situația. Lăsați că mă duc eu la nașa cu umbrela. Gel, 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 hai! Haide, Mariu. Păi, nașa mea nu trebuie să plângă, eu o iau în brațe. Ce-i cu tine, Mariu? Îi dau și copii. Dei, ai servețel pirui, îți dau? Ia pirui. E a doua sau a treia oară când plânge în emisiune, măi, omule. Păi, au deranjat-o foarte mult lucrurile pe care eu le-am spus. Și de asta e în starea asta. Nu. No. Trebuie să fiți ok. Timpul o să le rezolve pe toate. Nu știu, altă, de asta nu știu, nu găsesc decât timp. Ne trebuie timp și timpul da. O să le așeze. Mai mult n-am ce să fac. Sau ia, ce? Asta, să te zic pe la cap. Adică, noi, nu știu, mi-e dragă, eu îi sunt drag. Nu despre asta e vorba, dar... Sunt anumite chestii. Păi bănuiesc că vă iubiți, au trecut atâtea păi, luni zile, ați ajuns să ai s-a pus. Dar bineînțeles. O cerere, a fost luată în vedere o cerere, deci na. Tocmai. Asta lucrurile nu sunt așa simple. Trebuie să mai discutăm pe treaba asta și. Ok, nici să țin. Bine, nici nu. O să vii, bă, să dezbat toată situația. Nu, dar noi ce cu noi în spate, eu la noi mă refer. Nu am ce să vă spun. Să vă spun. Ca și am vorbit niște lucruri. Nu poate vorbi. Nu, că vorbim niște care... Nu, vorbim cât, își, cât, consider, cât consideră ea. Eu n-am pretenția să spună tot, tot, tot. Că nu... Dar n-are mă ce să vă spună, voi, dar și fetele astea vă spun. Elimine din energia asta. Poate fetele se gândesc că e ceva grav. Că păi dacă eu spun, ea spune că nu e... Așa, așa se gândește. Vă arăt începutul conversației, vă dau, vă fac screenshot. Să vedeți cum a plecat discuția. Hai să stăm de vorbă. Din nimic, așa. Nu din nimic. Mi-a scris, hai să stăm de vorbă. A zis, hai să stăm de vorbă, să vorbim. Ți-o zis ea ceva sau ce? Nu. Ei, dar nici nu poți să zici măcar subiectul pe unde-i. Legat de ce? Hai să stăm de vorbă, de vorbă în legătură cu ce? Dacă vrei să zici. Da, nu știu dacă vreau să discut. A, păi, nu. Dar nici cu voi nu vorbi fetelor, adică nu... Nici cu noi, eu de asta m-am mirat. Ideea e, am văzut-o tristă, am întrebat-o și afară, am întrebat-o și aici, am văzut-o că stăm și nu vorbește ca niciodată. Mi-a zis că nu se simte bine și că e somn. Am zis să nu pun presiune, știi că uneori se întâmplă să vrei să faci bine sau să-l întrebi ce cu tine și mai rău faci, știi? Și am zis, mă gândim, o las. Apoi vine Dana și zice că e în spate, a ieșit afară, că nu se simte bine. Și mă gândeam, bă, ce s-a întâmplat dintr-o dată? Bine. Așteptam să intre înăuntru să-mi spună.
Ea a zis de aici dinăuntru de când era că a avut și discuții cu Mariu și atât tot că nu vrea să vorbească. Mie nu le-a spus. Mai era pe canapea, am întrebat-o, nu, am întrebat-o eu și a zis că a avut unele discuții și am zis, eu cred că din cauza lui Mariu s-a supărat. Și a zis că oarecum da. Și după... Nu prea are cum din cauza lui Marius. Adică... Încetați cu asta cu din cauza lui Marius. Dacă un om și doi oameni la 31 de ani au o discuție despre viitorul lor, nu înseamnă că e din vina mea. Eu mă refer... N-am lăsat-o în ploaie, n-am lăsat-o cu doi copii pe străzi. Încetați cu chestiile astea. Eu mă refer la ceea ce am înțeles de la ea. Adică în urma discuțiilor voastre, ea a rămas supărată. În urma discuțiilor noastre, nu din cauza lui Marius. Sau ce ați vorbit voi, nu știu ce ați discutat voi. Nu există din cauza lui Marius, că nu i-a făcut Marius nimic. Să zic. Vreau să mă bag, doar că nu e ok, nu știu, mi se pare. Îmi pare rău așa și mi-e ciudă că nu, nu pot să, nu știu cum să te ajut, știi, dacă nu-ți cunosc situația. Nu miră faptul că nu mi-ai zis nimic, că tu de vorbim. Nu știu, nu, acum pentru viitor, ca să știi, măi, deoparte, Ligi, hai că vreau să vorbim. Supărat, cretinești. Eu, băi, nu-mi place să te simt așa, să te văd așa, știi, de aia zic. Mă simt prost că nu te pot ajuta cu nimic sau măcar să fiu acolo cu mine. V-am pupat. Te rog la gazdică de așa. Nu merge. Lili de bojou. Parfum, bă, dă-te cu parfum. Aia? Gumă? Hai să mă dau. Nu, am pe mine, nu, nu trece. Am gumă în sertarul meu. Nu trece, dar... Nu trece. Ți-am zis, ieri când a venit, a stat cineva în patul meu, bărina s-a pus Marius. De poți o parte. A pus capul. Ia perna. Băi, eu mă... A băgat perna în tricou. Că te-ai pus? Bă. Nu, el nu doare capul pe fața de pernă. Că te-ai pus tu pe pat? Da. Nu, așa o poartă. Așa, da. A luat un tricou și a băgat perna în tricou și doar... Mă dă cu parfum. S-o glumă? M-a rusut la piruie. Eu chiar nu știu ce se întâmplă cu ei. Eu știu, dar nu vreau să spun. Păcate la când avem ceva să ne jucăm, vezi? Nu mă mai joc, lasă-mă în pace. Tu ce faci, mă? Doar pe canapea, mă? Așteptam. Da? Interpretează tot cum... Sunt ușii de casă deschidă către mine. Cum se numesc astea? Zic, mă. Dar dacă nu vine... Bibelourile astea de băieți, tu la laie, Doamne. Să rupi în fund. Să le ziceți mersi că sunt, chiar că suntem bibelouri. Da, bibe... bibe fake-uri. Spine, mersi. Numai, numai dă. Ai cam acuzat-o, Gabi, pe nedrept. Așa e? Da, mă. Care-i bârfa? Marius. Care-i bârfa? Cum râzi și fata asta plânge? Dar nu râd, mă, încetat, dar ce trebuie să stau acum? Frate, la fața ta. E, dacă discuție serioasă. Nu stai serios pentru alte lucruri, poți să stai și pentru o problemă de asta ce vă privește pe amândoi. Hai de aici pe masă, te auzi mai bine. Hai de aici pe masă, te auzi mai bine. Sau între noi. Da, acum. Stau bine. Care era discuția? Nu am intrat în detalii, că nu simte nevoia și nu vreau să pun presiune pe chestia asta, dar... Ziceam că... Zicea Diana când a ieșit de afară, că nu mai înțelege nimica. Că tu râzi. Și am zis că nu, tu ascunzi mai bine. Râdeam pe conexiune. După aceea a zis Andreea că oarecum s-ar aștepta să fii... Nu mă aștept să fii nicicum. Poți să fiu așa.
Oare de ce vă privește pe amândoi, trebuie să fie. Părerea mea, nu, poate greșesc, nu știu, că nu, că nu cunosc situația. Păi avem stări diferite, pentru că ea e supărată, eu nu sunt supărat. Dacă privește viitorul tău, n-ar trebui să te... Păi nu sunt supărat, pentru că e supărată, că eu i-am spus niște chestii. Ea nu mi-a spus mie niște alte chestii. Ca și eu să fiu supărat la rândul meu. Unde e merg, Gabi? Păi când e vorba de adevăr, fuge. De ce pleci, Gabi? Bă, Gabi, loc să stai cu ele, să-ți petreci mai mult timp. Nu, lasă. Că stau cu prietenii mei. Vă, îți mai aduce aminte că o să te cu ea acolo și vorbeați, să vă ajutați? Da. Îți mai aduce aminte? Acolo, pe canapeaua aia. Mă imită. Cum se juca cu ela? Iar, îți aduce aminte că el îmi scrie mie că nu răspunde Livian. Tu duci la Adrei cu Bianca și cu Livian, el a supărat Gabi că nu e el acolo. Că nu, nu știu atunci, când am mers la Adrei, i-am aflat acolo că ela nu vine. Da. Erai supărat, ai, taci, nu minți. Era supărat că mi-era foame, mă. De supărare au mâncat patru ciolani din ele de mie. Chiar am mâncat atunci. Aduceți-vă aminte când Gabi stătea pe canapea cu ela în braț, adică stăteau așa. Și zice ela că... Ce au zis deja dor? Gabi, stai că deja dor vorbești tu. Ce gelos era, Gabi? Era gelos când zicea deja dor. Hai, du-te în partea ta, ce stai? Du-te! Păi de vrea... Parcă ar avea cu un picior s-ar duce. Deci dacă veniți, dacă veniți aici amândoi, nu se vede nimic. Ca să vedeți că se duce capul. Păi, mă, du-te! Nu cred! Dacă vă stau aici, ce faci? Îmi faci programul, unde să mă duci, ce să fac? Du-te acolo. Și cred că vă plăteți, mă, voi doi. Și așa zic. Dar de ce când vorbește Ramona cu Gabi la telefon, se mai bagă ela? Vai, nu mai zic asta, că mă super grav. Glumez, nu. Nu puneți două minute, cred că în toată viața cât am vorbit, o dată de Diana și o dată s-a dat pe TV. Da, da. De ce râzi, Gabi? Zâmbește, Filip, zâmbește, love, Berna. Dar îl vede, îl vezi? Nu, nu, bă, de pe cealaltă. Du-te, 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 că ne-am săturat de... Așa. Stă la geam acum. Ea e supărată pentru că eu i-am spus chestiile. Ea doar le-a absorbit și nu i-au plăcut, nu i-au convenit. Sper să fiți bine, orice ar fi. Fac și am vrut și cu ea și în spate, să vreau să stea singură. Să liniștească, adică cred că trebuie să-și consume supărarea asta pe care o are. Nu te-ai gândit la varianta asta mea cu influență? Am ajuns eu, mamă. Dar nu-s curios. Nu mă interesează. Oricum am zis că nu, nu mă interesează înspre direcția aia, dar... Să-ți influențată. Nu că nu mă interesează. Dar eu zici că am... El vorbește ca să nu tacă. Dar eu n-am creier să gândesc. Eu nu... Uite că am invitat fetele să vină aici, dar nu am vrut să vină. Da, exact. Și Bernaț, haide. Nu am treabă. Dar la ce te zici tu acolo că ești influențată? Nu știu, poate ești influențată, dar nu te... Ei, am înțeles că ai mai zis odată când ai mers asta. Da. Am mai zis, am zis lui, mai devreme. Dar eu n-am creier să gândesc. Am 21 de ani, nu mă duce capul. Da, dar posibil să fii influențată de anumite persoane. Influențată de oameni? Păi dacă eram influențată de oameni, nu mai vorbeam cu Livian. Dar aici nu mă refer doar la susținător, poate cineva apropiat ție, poate. Nu. Dar eu nu vorbesc cu familia mea despre relația mea cu Livian. Sau... Prieteni, nu? N-ai... Nu, nu vorbesc cu prieteni despre relația mea. Hai să ai vorbit cu maică ta. La cum? L-a lăsat acolo. Ce treabă are mama? Mama nu spune. Mama te iubește și... Nu, eu n-am zis că o zis vrea să te cunoască. Nu, nu, n-am zis că o zis maică ta. Ai zis că tu nu vorbești cu familia despre relație și... Dragul meu, problemele mele, nu le vorbesc cu mama. Mama m-a întrebat în acest weekend, nu știu de ce. M-a tot întrebat cum sunt cu tine, cum ne înțelegem. Și am spus că bine, că bine. Și a zis că vrea să te cunoască, că vrea să... Că vrea când mergem acasă să stăm împreună, să stai cu ea, să te cunoască. Mă rog, am zis, da? Adică nu am vorbit cu ea problemele noastre. Tot timpul îi spuneam că sunt bine și întotdeauna te-am protejat în fața ei și în fața... Să mă protejezi de ce? În general, dacă aveam o discuție, o ceartă, preferam să nu le spun. Chiar dacă era la televizor cearta, nu spuneam. Pentru că mama i-a spus, mamă, în momentul în care te sun eu și mă plâng, atunci... Să te panichezi și tu până cred atunci. Cred că nu ai de ce să, adică, de ce să mă protejezi pe mine sau să o protejezi pe ea. Că mă refer la certurile noastre. Pe orice ceartă am avea, n-are cum, după părerea mea, adică certurile pe care le avem nu se duc în direcția de a te înjosi sau a te pune într-o postură foarte dar urâtă. Dar cine a spus asta? Ca să pui problema că, bă, protejezi chestia păi asta. Stai un pic, dacă ei spun, ar trebui să-i spun mamei că ești, ai momente când ești respingător cu mine, anumite chestii pe care ar deranja-o dacă i-aș spune. Și mama mi-ar spune, băi, mamă, nu-i bine. Și prefer să nu-i spun ca să nu-mi dea niciun sfat. Înțelegi? Ca să nu mă lași influențată. Ea fiind o femeie... Nu să nu mă las influențată. Nu vreau să zic că după aia că nu m-ai ascultat.
fac de capul meu. Dacă e să fie bine, bine. Dar de unde auzi? Știi că sfatul nu ți-l dă, poate, în privința ta? Ce? De unde știi că nu-ți dă sfatul, poate, în privința ta? Păi eu n-am să-i explic ei situația din punctul tău de vedere. Eu explic din punctul meu de vedere, unde cred eu că greșești. Nu, trebuie să explici din punctul neutru. Eu explic cum văd eu situația, nu că să-mi iau eu apărare. Zic, da, mamă, poate am făcut și eu asta, poate am făcut și eu asta, totdeauna. Ei, asta ai făcut nu, în ultima problemele săptămână tale din relație nu le vorbești absolut cu nimeni, să-ți dau în față. Nu? Nu te descarci la nimeni? Nu, dar de ce să mă descarc? Nu e nimeni lângă noi doi. Nu e nimeni să știe cu adevărat, nu știe nimeni cum se comportă el cu mine, nu știe nimeni ce vorbesc cu el, nu pot să-mi spun toate intimitățile mele. Nu toate, atât cât pot spune. Păi dacă nu le spun pe toate, n-are cum să-și dea cu părerea. Lup în acțiune. Nu prea. M-am săturat de atâta acțiune. Săracu. De ce dai dovadă de imaturitate? Cu ce? Că e definitiv, că nu știu, știi tu adevărul, știi, ghicești viitorul. Hai de lasă. Îți zic eu că e definitiv. Păi ai spus de multe ori asta. Știu, dar crede-mă că e definitiv. Hai, bine. Dar atitudinea ta de aseară ți-o părut normală? E definitiv. Nu zic că e definitiv că o să fim amici sau o să mai vorbim. Asta mai mult ca sigur o să se întâmple. Că nu o să mă pot abține să nu scriu sau ceva, dar e definitiv orice apropiere, orice idee, orice speranță. Dar nu era și până acum? Zic, pentru tine văd că nu era, că te-ai legat, că îți dădeam semnale, îți dădeam nu eu știu am ce. Spus așa ceva? Da. Asta poate ai auzit, nu ai ba da, ai zis că pe live am zis nu știu ce, că... Nu, dragă, pe live. Acum o săptămână, acum o săptămână... Dar la noi signal, ce am acum o săptămână eu ziceam ceva, tu îi ziceai la Andreea că nu, că tu știi sigur că nu e așa, adică... Nu știu despre ce vorbești. Țin minte faza, nu țin minte exact detaliile. Păi, ca să-l lămuresc. Nu? Nu mai e nimic de lămurit. Și atunci de ce mai vorbești dacă nu vrei să lămurești nimic? Pe cine lămurești acum? Am fost întrebat de colegi. Nu, acum, în momentul ăsta. Port în timp ce vorbeai cu mine. Cu tine. Păi și de ce nu răspunzi dacă port conversație la cu ce? Mine? Te-am întrebat despre ce e vorba. Să mă lași să lămuresc, să discut cu tine, nu? Despre ce e vorba subiectul despre noi doi? Sau ce? Mai în detaliu nu, zici? Nu, despre ce vorbeai tu mai devreme? La general, ce era între noi? Nu vorbeai la general, ai dat exemple clare. Asta zic, la general, ce se întâmpla între noi? Faptul că după tăte, adică tu orice făceai, în orice postează, puneai situația sau așa, la pentru tine e un test, adică pentru mine e un test. Asta e problema ta. După tăte... Asta e problema ta. Lasă-mă să termin dacă am intrat în conversații sau hai să le luăm pe rând. Hai să le luăm pe rând, de-aia zic și eu, nu vorbim da, la timpul la capăt. E una dintre problemele mele. Da? Tu nu m-ai testat, nu? Dacă cum te-ai convins tu, că ai zis cel puțin de două ori în ultimele două săptămâni, bă, m-am convins. Mă iubește băiatul ăsta, chiar dacă suntem așa, suntem așa. Da, auzi, dacă bărbatul... Aia, mă iubește, bun. După aia e în contest, bun. După aia să mă trezesc că, de fapt, intenționat nu vrei să vii pe iaht ca să-mi dai mie test de două ore, test... Adică ăla nu a fost test, ăla a fost motiv, că tu n-ai trimis pe nimeni acolo să mă verifice ca să vezi testul cum decurge. Înțelegi? Aha, asta e problema. Adică aiurea chestiile astea, îți da. Făcute special ca să găsești motiv da. De a te îndepărta sau de a... Nu știu. Și văd că tot eu caut băgare în seamă. Eu caut băgare în seamă? Nu, eu. Văd că tot eu. Eu sunt aia care caută motiv să... Nu cauți deloc. Nu știu ce. Păi zis că caut motiv. Acum nu caut motiv. Ce motiv? Ai zis că caut motiv. Caut motive să ce? Poate am zis numai cauți motive, dar n-am continuat. Nu mi-aduc păi, aminte. Te-am întrebat de ce. Ai zis caut motive să... A, de discuții, de ceartă, de reproș. Nu ok, știu. Mi-aduc bine lucrurile astea? Păi nu-i vorba că ți-aduc bine sau nu ți-aduc bine, e vorba că le faci ca să ai, sau altă explicație nu am. De ce n-ai vrut să vii? Și oricum, am trecut peste discuția cu iahtul, am avut alte discuții, dar, de exemplu, acolo, de ce să mă lași singur două ore cu ela ca să dai un test? Test păi... din care nu poți să tragi nimica, nicio ba rezultat. Da, concluzia a fost trasă. Care? Treaba mea, nu trebuie să zic eu. Vrei să spun întrebări? Cum te simți? Ca și un bărbat corespunzător. Începând acum a fost bărbat corespunzător? Ba, ai fost, dar de acum încolo, cum te simți? Cum o să mă simți, de fapt, nu cum mă simți? Nu, cum te simți și cum o să te simți, pentru că cum trăiești în prezent, o să trăiești după aia în viitor.
ca acum, da. Deci la tine era totul la fel, nu? Dacă nu trebuie să-mi trebuie chestia asta să... Adică comportamentul meu față de tine e aceeași față de iubire, adică nu... Eu nu cred că ți-am venit ție cu gelozie, cu chestii, cu afirmări sau ceva ca să nu... Ce zic? Da. Poate tu acum cum te simți? Întrebare. Cea mai fericită... Cum mă simt? Cea mai fericită, cea mai împlinită, liniștită, dar și înainte eram eu liniștită. Mai aveam gelozii, iubi, că sunt fată și te iubesc. Da. Atunci când dacă ești fată și mă iubești, nu? Și că faci gelozii că... Că te iubesc prea mult. Deci, de exemplu, cum mă simt eu în preajma ta, îmi bat inima tare când te văd, că mă pupăcesc, mă iau fiori, când mă atingi, când te uiți în ochișorii mei, cu ochișorii tăi de chinez. Da, așa se zice. Îmi place când apare, mi-apare, cum ar veni, zâmbetul pe buze. Sunt cea mai fericită când te văd, stai o stare de energie. Vine să-ți sară în brațe, te pup în fiecare zi. Păi, da, așa se zice. Eu pun și eu, mă pun jos. Și iubirii cu mea, mă simt cea mai fericită. Și sările astea, cum se cheamă? Sentimente. De bucurie, de fericire, de drăgosteală, de toate, toate. Tot sentimentele astea de drăgosteală. E fericire. Bandrasala. Da. Da. Păi de asta zic eu ție. De exemplu, știu, aș putea să zic multe chestii, știi? Pe zile. Eu, dar tu ești bărbat. Nu trebuie să mă rezăși mie. Eu ție? Da. Dacă vreau. Nu, că trebuie să mi le zici. Nu le scrie. Ce? Nu le scrie. Pe frunte. Ligi. De ce mi-ați pregătit? Trebuie să faci o pereapsă. Ei, pentru ce? Ha? De ce trebuie să fac? Trebuie să porți o ținută. Hai, că am creat-o noi. Care bun? Vino, Berni! Berni! Dar de ce trebuie să fac pedeapsă? Te-ai dormit. Nu am dormit, mă simt foarte rău, dar mă simt rău. Uite, Ligi, te strâmbași cu astea. Te rugăm. Săcoul ăsta. E gări ăștia. Peste pantaloni. Da. Dar peste alea să-și dea jos și cum e ăsta. La cui e? Ce? De la garderobă l-am luat, nu știu. Toate zi garderobă. De la garderobă. Vedea încheie tricoul lui Filip. Da, nu. No. Ligia, a fost bun somnul? Nu, dar mă simt foarte rău, am o criză de bilă și chiar nu mai pot. Deci, nață, chiar trag de mine să fac față, dar chiar nu mai pot. Chiar mă simt rău și am vrut să mă întind. Cu Andreea ce ai? Te-ai certat cu Marius? Nu m-am certat, ne-am... Te-ai supărat? Da. Și nici nu m-am simțit bine. Am luat ceva medicamente, parcă mi-a dat somnolență. Tu, Diana? Eu nu știu, doamna Andreea. Diana a intrat la mine în pauză. Cum să intru la menopauză? Intră la menopauză, Diana. Nu știu, nu mai am chef de nimic, nu știu de... Berna? Eu-s bine. Sigur? Uh-huh. Ramona? Sunt bine și eu. Da? Nu pare. Ne, am avut mici discuții aseară cu... Dacă ăsta e bine la voi... De-aia sunt puțin așa. Adică dacă ăsta e binele la noi... Bună ziua! Ramona! Ramona! Cum sunteți? Bine. Știam. Mă bucur. Ce? Dar nu pare. Haide. Eu sunt bine unde e și iubita mea.
Mamă, ce ai pe gât! Mamă, ce ai pe gât! Așa să-ți faci unul permanent și să scrii Berna. În mijloc. Ar fi ceva. În mijloc. Berna. Poate așa se asigură, poate așa nu se mai supără pe tine. Da. V-ați împăcat? Da. Da. Și cum v-ați împăcat? I-am lămurit situația, am zis și ei să nu mai fac chestia asta, să arunce niște vorbe aiurea. Și am aruncat niște vorbe aiurea care ne-am aruncat 4 luni de zile și îmi pare rău că am aruncat acum. Păi înțeleg că e chestie veche, nu doar de acum. Cu ce? Cu... cu vorbitul urât. Nu, nu. Păi a zis ea în gală ceva, nu știu, poate am auzit greșit. Mai toate fetele. Am mai vorbit așa. A zis el atunci când s-a întâmplat în emisiune, dar a fost... când erai și tu. A, da, n-a fost chestia aia, n-am vorbit de nimic așa. Dar nu i-a zis așa, i-a zis... Nu i-a zis. La situație i-a zis. Du-te, n-aia mea, ceva te zic. Exact, nu știu, dar nu a fost, a fost de situație, nu de mine. Nu știu, știu că ai plâns atunci, parcă. N-am vorbit de aia. Da, că nici nu înțeles. A, nu, a fost situația în care Filip a făcut o întrucări pe Ligi. Nu, Videla, nu, ești departe, nu. Nu, Berra, când o zis atunci și tu ai înțeles că... era o chestie între ei doi. Nu împins. Da, și după aia el și-a zis, mă, de fapt nu pe tine. Da, că pe situație, mi-a zis, da, da, da. Și ai și văzut episodul. Da. E bine, mă bucur atunci. Ela, ce faci? Bine. Bine? Da. Ai plătit pantalonii lui Gabi, vreau să știu. Gabi, ți-au intrat banii de la Ela? Da, da. Sigur? Da. Te-ai dus să-ți cumpere alții? Da. Te-ai și dus să-ți cumpere alții? Da. A doua zi am văzut cu păstorii de la... Serios? Mi-am făcut. Nu ți-ai păstorii de undeva? Sau cineva mi-a trimis, știu că, o poză cu un... cu treningul ăla roșu? Da, ceva de genul. Erau mai alți. Treningul ăla roșu și l-a cumpărat înainte. A, la bani e cumpărat de... treningul ăla roșu mi l-am cumpărat de înainte, no. Cu două zile. Și... costa mult mai mult decât i-a dat Ela. Nu. Ai înțeles? Da, ce fete au zis? Păi lui Gabi i-a plăcut să se joace cu Ela. Așa s-a văzut pe filmare. S-a difuzat. Camera actuală. Deci. I-a plăcut la amândoi, nu doar la Gabi, le-a plăcut la amândoi. Se vede pe fețelor că amândoi s-au simțit bine. Da. El comenta într-un fel, când a intrat în casă, ea comenta într-alt fel. Deci amândoi s-au simțit foarte bine. Pentru că n-am văzut ce-mi făcuse pe pantaloni. De vedere. Deci n-ar fi trebuit să plătească. Nu știu, nu m-am uitat la detalii, am aflat de la altcineva cum că s-ar fi murdărit în momentul în care ar fi prins-o, nu știu cum. Asta da, dacă nu pot să... Aveam pensula cu murdară de eyeliner și în partea altă aveam burcănașul cu eyeliner desfăcut. Deci era... clar că o să se murdărească dacă mă atinge. El a luat așa pe la... Da, el m-a luat și mi-a dirijat mâinile. Da. Ok, după emisiune să vii să-ți dau băină. Nu îmi trebuie Gabi, sincer, nu, stai liniștit. Nu, sincer, nu. Pentru că văd că... Nu, măi, dacă nu. Eu spun că eu nu ți-am luat mâna și s-am dus eu să... Ia-mi bani, ia-mi bani. S-am și spus înainte, nu pantaloni. Arată-mi Ramona pe Berna, cum a luat-o pe Ela? Stătea ea, era așa cu spatele, ridică-te puțin. Aveam mâna. Așa? Și el a prins-o așa și așa a dat mâinile la spate. Da? O ține așa. Da. Hai mă, că avem filmare. Stai că vreau să văd. Așa. Și el ține așa, stătea cu mâinile așa în jos. Ține tușul, așa. Așa. Și el a luat-o așa și începe să ia. Nu înțelegeți că dacă... Nu am dat așa cu mâna, nu? Deci voi nu înțelegeți. Cred că n-am luat-o, dacă i-am și spus înainte că vezi pantaloni. Tu ai dărmat-o și pe jos, te-ai pus peste ea. Bun, l-am pus peste ea, dar atunci nu avea la mână și v-am vă zic doar că i-am spus înainte de aia. Dar aveam în mână, măi, că am zis că vin să te fac pe față, te termin. Cum? Am și spus, dă să te termin. După aia, după ce mi-ai dat pe față, ți-am spus nu pantaloni, simplu. Da, eu am auzit, mă, când ai început să mă iei în joacă pe acolo, crezi că mi-ai auzit ce ai zis tu? Hai să vedem materialul. Hai că-s curioasă. Așa, mă. Hai, Luță, ce faci? Du-te, du-te acolo. Haide, nu pleca, mă, că la ochi. Dar ia ușa, mă, fac loc. Dar lasă, fata, îți bași joc, lasă, fă-mi scrie ceva. Păi îți bași, lau ca și pe chine. Nu trebuie, fac ce vreau eu. Nu, nu, simt. Dar cum să-i faci ce vrei? Asta-i pedeapsă. Păi dai bajucul. Gabriele, potolei să trece. Mai faci asta. Mai faci ciocolată, îmi scrii bajocură, nu? Ei, Gabi, mare șarpe ești. I-a jucat. Nu te auzi, dacă nu mă usără pe minte, te auzi. Ăla e duș bun. 200 de măscărici? Eu... Ramona, dacă el acceptă... Păi dai în dragă, nu v-ați prins. Exact, la asta mă. Gabi, cum te-ai dat tu de gol prin gesturi? Dacă ce bine este, jur, jur. Gata. Stai, mă, gata. Mai te... Ioi, Gabi. Măscărici. Eu chiar nu mă pot abține. Vine în coace. Da, da, adică am zis Gabi, să îl deseneze la. Nu te mai gata, că te dă astea. Ce? Te dă fața de gol.
Mai are tratament la față de abia acum. Gabi! Își mai pune tratament Gabi la față? Asta e că nu trebuie. Nu-și mai pui tratament. Gabițu, gata cu tratamentele dar faciale. Nu zică nimeni nimic. Dar asta am zis, să ce mai zice nimic. Ce face? Lași omul să facă, ce simte. Data viitoare am să-l las. Să vedem ce face, cât stă. Păi de ce? Dar las să-l facă. De ce? Nu. Gabițu! Ia face-mi-ți conexiunea, vă rog. Băi, nu se mai lua, frate. Băi! Gabi! Mamă, ce ochi am! Bine ți-a făcut! Bravo, Ela! Băi, ți-a căzut tratamentul. Bine ți-a dat Dumnezeu! Gabi, am și o întrebare pentru... Da. De la... Tot așa se văd. Acum nu mai ai tratamente la față. La Paul nu se face așa? Da, să te întreb ceva. Răspunde. Nu mai ai tratamente la față acum. Nu mai că i-a căzut tratamentul. Gata cu tratamentele faciale, așa-i? Da, nu mai am. Mare șarpe ești! Știți tratamentul la Paul? Da. Parcă l-a bătut. Tratamentul cu Paul al știi. Bravo, Ela, bine ai fac. Da, bravo, normal cu Paula. Logic. Da. Dar știi care e faza, Gabi? Da. Își mai decât un pic pe la. Tu, prin tot ceea ce faci, da, arăți că, de fapt, chiar o simți atinges pe fată. Tot ochiul, mă, Gabi. Puneți conexiunea pe ăla, să vedeți cum râde de tine, să vezi. Uite, 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 ia, uite-o. Mă doare la patină. Bine-ți face, Ela. Uită-te. Te-a făcut bufon. Deci eu i-am dus mâna la spate că n-am văzut bine. Da. Da. Eu, dacă era în locul lui Gabi, mai ăla că te făceam eu unu... Eu n-am văzut așa. Eu n-am dus mâna, m-a luat de aici, Gabi, nu mă puteam controla. Cum, ai putere și bărbat, Gabi. Tu ți-ai dus mâinile singură da, la spate. Da, eu mi-am dus. Ai dus mâinile singură la spate. Băi, tu... Du-te acasă și te mai uiți de 10 ori și dai slow motion. Eu nu sunt ca tine. Eu mă uit o dată și bine. Dar voi ați dus această joacă la un alt nivel, a fost prăpădenie acolo. Parcă era iubire, doamna Andreea, nu? Da, Filip! Da, iubire, domnul! Neapărat iubire, dar în sensul Andreea, bun. Diferență între Livian și Gabi, eu acum am văzut. A, gata, te-ai răcorit. Adică. Nu? Păi nu era diferență. Da. El s-o profita de momentul ăla să o atingă. Da. Mamă, ce minte de abolică! Dar așa, nu cum nu? Așa? Te-ați motocit un pic. Ma, da, hai să mă nervat, dar să vezi ce-ți fac eu cu eyeliner. Ai văzut imaginile astea? Nu, le-am văzut e prima dată, nu văd, dar Și telespectatorii le văd pentru prima dată. Am văzut. Drăguț. Da? Da. Chiar a cam zmotocit-o, nu? S-au jucat, nu cred Meri. Că a s-au jucat? Da, s-au jucat amândoi. Amândoi? Da. Mi-ai rupt pensula. I-ai rupt pensula. I-am spus să-i dau banii pe vreo 300 lire una, mă. Păi dau, ce-i dau acum în pauză. Dai, mă, trebuia să-i plătească pantalonii după ce ai văzut imaginile astea? Anunțele pe YouTube e o parte când îți zic că da, nu sunt pe pantaloni și după aia. Da, adică eu, părerea mea este că da. Da? Da. Gabi? Da. Mai, după ce ai văzut imaginile? Da. Da? Da. Pentru că pe YouTube și... E și, îi zic că... Lasă-mă cu YouTube-ul, te rog eu, lăsați-mă, aici este bucale, nu, suntem la televizor. Da, bun, dar dacă eu vă spun pe pantaloni, dar cine s-a dus? Da, da, ia dat mâinile în spate. Păi, dar tu ești pe la spate, el mi-a luat dacă mâinile. Dacă eu vă spun sincer că nu i-am luat mâinile... Eu adică... încercat să-mi salvez pensula și eyeliner. Ah, salvez pensula. Păi, da, că... Tu ai încercat să te aperi și el a zis nu pe pantaloni. Bine, dacă te-ți corecții, plătești și tu pensula și eyeliner. Bă, dar eu normal i-am și... Nu, că eyelinerul era expirat, Gabi, nu, eyelinerul nu, că era expirat. Ce zic tu că nu e expirat, măi, cum să fii? Ai spus că e expirat. Eu mai dau... Păi i-am spart eyelinerul sau ce-am făcut? Nu, 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 ea a zis că e expirat eyelinerul. Am glumit. Ea așa a zis, dacă mai trebuie să... Păi dacă stau bine să mă gândesc că ea mai are câte ceva. Dar îl folosesc pe el, măi. Mai multe ai de... Cum? Dacă stau să mă gândesc, mai ai de plătit. Ce? Iosdanu. Ai, mă, extraordinar! De ce că l-am murdărit? Și curățătoria mea, am plătit. Poftim? De ce că l-am murdărit cu... Da, și nu se ia. Nu se ia tușul? Nu. De pe fermoar? Nu e pe fermoar. Dar? De pe fermoar. Pe ghiozdan. Mă rog, dar se ia când ai cum și e și pe negru. Negru pe negru nu se vede. Lasă așa. Da, te-ai uitat la el? Sau nici nu știai? Da. Ai aflat acum? Nu. Da? L-ai găsit murdar?
Ai văzut un murdar? Da, da. Și încă e murdar? Au văzut băieții, Andreea, când îl murdăream. Deci, de cum am văzut băieții dacă ți-am spus în ziua respectivă? Că mi-ai murdărit, ți-am și spus, mi-ai murdărit rucsacul, blugii, cămașa și pantalonii. Da. Și nu se curăță? Blugii și cămașa unde sunt, Gabi? Sunt la mine, dar nu s-au curățat. O să le arunci. El a spus că nu. Aia ți-a plătit de pantalonii aceia albi, nu? I-am pus nu mai contează. Ești bine? Da. Sigur? Ai plâns? Un pic. De ce? Supărată. Andreea. Pe cine? Pe situația dintre mine și Marius. Am întrebat dacă v-ați certat, ai zis că nu. Nu ne-am certat, am discutat. Despre? Despre noi. Și ce nu e bine? Ce e rău? Ce te-a făcut să plângi? Supărată pe situație. Mi-a spus el. Ce ai spus, Marius? De ce ai supărată? Știai că a plâns? Da, normal că știam. Am încercat să discut, să opri conexiunea. E iar nu știu câte oră când mi se întâmplă. Nu mai vreau să discut. Okay. Iar m-a acuz că îți vorbești nu știu cum. Vorbește frumos, păi ca nu, să-ți vorbești nu mă mai dai exemplu. Cum? Dau exemplu ce vreau. Atunci nu te-am delicat, nu am dat exemplu de rău. Am dat un exemplu pentru că ai dat exemplu de foarte multe ori. De ce nu-ți convine când cineva te dă exemplu? Că și tu mai dai un pic, mai noi ne-am abținut să dăm exemplu, da? De ce? Tu dar n-a fost un exemplu rău acum. A fost ca și cum eu sunt favorizată și el nu. Hai, chiar ești, ai fost tot timpul. N-am fost, hai să spun, n-am fost chiar deloc. Ai fost, crede-mă, cea mai favorizată. Hai că m-am prins tu. În ochii tuturor, Bianca. Crezi tu? Credem cu toții. Doar că eu am problemele mele și curat să-l spun. Restul de câte ori m-am certat burtă. Și cu staful și toată lumea, de câte ori m-am certat. Stai liniștit. Dacă făceam ce ai făcut tu cu staful și cu oricine eram stai acasă, că de nu am eram făcut. Pe vapor ne puneam. Dragul meu, dacă făceam ce ai făcut... Ce, dacă am făcut eu? Dacă spui tu ce am făcut eu cu staful, nu mai eram aici. Stai liniștit. La ce zici tu că am făcut? Acum ai vorbit și cum te-ai comportat cu oamenii ăștia. Dacă eu unul făceam așa, venea Andreea și mi-a trăgea atenția. Marius, vezi că ai venit în noiembrie aici, n-ai venit în octombrie. În noiembrie 2018, în când am venit 2019. Eu, dragul meu. În octombrie 2019. O să se mai întâmple. Nu, mi se întâmplă doar mie și doar când am o problemă. Și nu astăzi, și nu. Nu, se întâmplă. Nu. Lăsați-mă, nu mă înțează că e vorba de mine și de relația mea. Când eu îmi discut relația... La nu e nimeni interesată și în gala am fost oprit că e plictisitor. Dacă eu sunt plictisitor și ce am eu de spus, Alex, să nu mai vorbesc până am să plec acasă. Și nouă ni se închide Marius, stai liniștit. Vrei, Andreea, să ne spui de ce ai plâns? Ce s-a întâmplat? Am avut niște discuții cu el aseară. Ce discuții? Despre noi. Și nu vă mai înțelegeți? Nu mergeți pe același drum? Nu aveți același orizont? Ceva de genul. Mai mult el sau mai mult tu? Răspunde, cred că mai mult. Eu nu am ce să discut pe acest subiect, am încercat. Iată. Nu doresc să comentez. Amândoi, da? Cred că mai mult el. Nu vrei să te muți la București? Nu a fost vorba asta. Că a zis el că se mută la Cluj. Vreți lucruri diferite de la viață? Mai mult sau mai puțin, da. Și crezi că se mai poate schimba ceva? Acum? Nu știu. Puteți să reparați? Puteți să schimbați? Puteți să faceți cumva să fie bine? Nu știu, o să discutăm în pauză. Dacă nu se mai poate, fiecare pe drumul meu. Vorbim de despărțire? Despărțire? Suntem oameni maturi. Nu putem să ne că n-am 20 de ani să pierd timpul. Crezi că ai pierdut timpul? Nu. Dar nu vreau să-l mai pierd. Nu cred că e timpul pierdut. L-am pierdut, a fost ok, mi-a plăcut. Am petrecut frumos, doar că... Dacă nu mai avem aceleași... Nu știu. Ai niște așteptări de la el? Da, și el de la mine. Tu îi le poți oferi pe ale tale? Pe ale lui, de fapt. Cred că da. Până acum, probabil, nu le-am oferit, dar cred că da. Am oferit, dar nu de ajuns. Dar el? Da. Și atunci okay. Unde e problemă? E ok, doar că sunt mici lipsuri. Care devin mari. Da. În timp devin mari. Și asta nu e ok. Pentru că, cum a zis și el, repetat, rândul noi nu vrem gagică reală.
când ești de aici, bine, te pupa. Noi vrem altceva. Noi sau doar tu? Și el a vrut. A vrut? Cred că vrea, nu știu. Din ce îmi spune, cred că vrea. Nu-și pierdea timpul, mă gândesc. Eu n-aș fi pierdut timp. Am avut o relație, am pierdut atâția ani, nu. Din punctul meu de vedere, nu. N-aș mai pierde niciodată. Dorești o familie? Da, bineînțeles. Crezi că poți face acea familie cu Marius? Da. El crede asta? Păi nu știu, întrebați-l pe el. Ce ți-a spus ție? Ce crezi tu? Ce simți tu? Păi, acum au fost discuțiile în ultimele săptămâni. Nu știu. Să vede. A provocat ceva cererea lui Filip? Nu, deloc. Mi-aduc aminte, te-am văzut schimbată în ziua aia. Nu, deloc. Nu, chiar am înțeles foarte bine. Nu, Doamne ferește. Glumița aceea pe care ai făcut-o cumva cu cererea în căsătorie era și un pic serioasă? Nu are ce legătură. Da, a fost în glumă, dar normal că-mi doresc. Și ipocrită să spun că nu. Dar nu să-l presez sau să fiu disperată. Te teroare pe viața lui, nu, și el știe. Eu, când o să simt, o să facă. Dacă nu o să fie, nu o să fie. Adică nu am... Probabil Andrei își dorește 50 de ani. Da, nu... Dar dacă nu o să fie, Doamne ferește. Se oprește totul și ne găsim pe altcineva. Păi și ce vă împiedică? Nu știu, eu cred că... Și comportamentul meu. Tău. Nu te poți schimba. Eu? Eu zic că m-a schimbat în ultimele săptămâni. Da, dar par bolnavă, nu? Nu, nu par bolnavă. Cum că mă simt? Nu, nu par bolnavă, nu. Pare așa trist. Nu, e alegerea mea. Nu. Păi dacă n-aș vrea, nu aș face, nu. Da? Nu mă obligă, nu mă condiționează. Și a zis, dacă faci pentru mine, nu. Nu, am vrut eu, a fost alegerea mea, eu i-am spus, și nu cum te-ai simțit? Bine. Da? Bine, fără stres, fără nervi, chiar m-am simțit bine. Dar tu ai spus cu gurița ta că și în afara acestei emisiuni și până la această emisiune, tu așa ești. Așa am fost, dar aici m-am transformat un pic. Cred că fiecare ne transformă. Normal, clar. Ne transformăm, adică în viața reală nu aveam cum să mă cert atac cu nimeni. În viața mea nu stăteam la colț de bloc cu nimeni să mă discut. Aici trebuie să le discuți, pentru că e așa natură emisiunea. Nu, da, am un caracter mai vulcanic, dar nu chiar așa, nu. S-au adunat nervi, tensiune într-un an de zile aici, e normal. Până și el s-a schimbat și cred că fiecare dintre noi. Normal. Dar toate lucrurile astea o să vă ajute în viață. Sunt niște lecții. Da, și o să plecați schimbați de aici. O să vedeți. O să aveți soluție pentru orice. Da. Credeți-mă. Sper să fie bine, să discutați și să ajungeți la un numitor comun. Da. Ne vedem mâine. Cele 8 ore s-au încheiat.